mistierul bunătăților și dotătorul de viață, vino și te sărășmește între noi și ne curățește pe noi de toată înfrânciunea și mântuiește bunele suflete noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru numele Domnului Sfințite, Părinte, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, bună seara! Luați loc și veniți cât mai în față, cât mai aproape, să vedeți bine și să auziți bine. Și să ascultăm toții cu luare aminte. Ne bucurăm și dăm slavă lui Dumnezeu că ne reîntâlnim cu Părintele Protoiereu Gheorghe Colțea în această duminică, la această seară duhovnicească, exact la un an, exact la un an de la întâlnirea anterioară de anul trecut, tot din data de 28 octombrie 2017, cum ne-am întâlnit și cu domnul doctor Pavel Chirilă duminica trecută, tot la un an de la întâlnirea anterioară din anul 2017. Îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Protoiereu Gheorghe Colțea, pe care îl știți. Cuvintele mele ar fi prea sărace să-i fac eu vreo prezentare. Îl știți din cărțile pe care le-a scris, din predicile pe care le ține, din emisiunile Trinitas pe care le realizează, din interviurile sau emisiunile la radio, respectiv TV Trinitas, la care a participat. Chiar mulțumim că în mijlocul nostru sunt atâția reprezentanți media, în frunte cu Părintele Cornel Enache de la Radio Trinitas, cu domnul Cătălin Ion de la Lăcașuri Ortodoxe și ceilalți. Părintele Protoiereu Gheorghe Colțea a venit astăzi aici, nu singur, ci cu sfinții pe care îi mărturisește, pe care îi slujește, pe care îi evocă și pe care îi invocă, cu care s-a însoțit și se însoțește permanent. Așa se explică faptul că rezistă și cu sănătatea, și cu mintea, și cu trupul, și cu spiritul, și că are cuvântul dres cu sare, și că propovăduiește și mărturisește cu timp și fără timp, și că deja boala diabetului pentru Sfinția sa este așa un capriciu, fiindcă Părintele trece prin niște minuni aproape zilnic, dacă nu chiar zilnic. De ce? Fiindcă El, Dumnezeu prea bunul, cu noi cu toți și cu Părintele și cu noi, cu fiecare, are o lucrare, are o misiune pe care e bine să ne o căutăm, să o cercetăm și mai ales să o descoperim, să o găsim. Părintele Protoiereu a venit și în seara aceasta să vorbească de data aceasta despre neamul românesc. Cum o face întotdeauna, cum a făcut-o întotdeauna, cu mult curaj, într-un mod asumat și responsabil, neavând teamă de nimeni și de nimic. Și bine face că ne inspiră, căci astăzi avem nevoie de bărbați în această țară, în acest neam și în acest popor, care să spună lucrurilor pe nume, care să arate răul, să spună daului da și nuului nu, care să ne fie nouă drept călăuze și îndrumare, pilde și repere în această orbecăire la care suntem supuși sau de care noi suntem afectați și copleșiți, a ne duce viața în aceste vremuri pe acest pământ. Și veți vedea că ne va spune lucruri tari și bine va face. Poate reușim din toate aceste întâlniri, din toate aceste seri duhovnicești să ne mai trezim. Am spus-o și în alte dăți, și duminica trecută la domnul doctor Pavel Chirilă și la alte seri duhovnicești, să ne mai revenim. Și poate lucrul acesta îl va face, căci aceasta e menirea sau misiunea, și cenacul Lumină Lină, duminica viitoare, când Părintele Cătălin Dumitrean și Părintele Doru Gheaja, încă de dimineață de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și mai ales după masă la orele 16 în spectacolul
în recitalul extraordinar cântec pentru reîntregirea țării, vor, prin poezie și prin muzică, prin cântecele patriotice compuse chiar de Părintele Doru Gheaja de la Alba Iulia, Tu Ardeal, noi suntem români, măi Ardeal, poate va reuși, fără a intra într-un patriotism derizoriu sau în ceva așa banal, ci ceva consistent și substanțial, sănătos și autentic, zic, poate va reuși să ne mai trezească, să ne mai revenim, să fim de aici încolo, de acum încolo, mai puțin dezbinați și mai mult uniți, mai puțin manipulabil și mai mult cu mintea trează și cu rațiunea în lucru sau în lucrare. Toate aceste întâlniri și seri duhovnicești, apologetice și catehetice, au acest scop. Sunt realizate din acest motiv și cu acest scop al trezirii conștiinței noastre amorțite, conștiințelor noastre amorțite. Spre a ieși noi din toată această amețeală în care suntem cufundați zilnic și spre a fi cu adevărat urmași a lui Hristos, împlinitori ai voinței sale, ascultători de învățătura lui cea sfântă și veșnică, cerească și dumnezeiască, ca astfel să punem început bun vieții noastre particulare și vieții noastre publice, naționale, de țară, de neam, în care să troneze demnitatea, să troneze unitatea, să troneze identitatea clară, știind și bine știind, măcar de aici încolo, cine suntem noi cu adevărat. La toate aceste gânduri, frământări, ne va răspunde în această seară Părintele Gheorghe Colțea, reamintindu-vă că vă așteptăm și duminica viitoare la Cenaclul Lumină Lină. Vor fi și la Sfânta Liturghie, vor da răspunsurile la strană și apoi la orele 4 după amiaza, orele 16, va fi un spectacol și un recital extraordinar. De 9 luni lucrăm la acest spectacol, la organizarea lui aici. Au fost și ispite. Să nu credeți că aceste întâlniri nu sunt însoțite și de ispite din toate părțile, și din partea invitaților, sau la adresa invitaților, și din partea gazdelor, și din partea organizatorilor, și așa mai departe. Însă, cu Dumnezeu, cu un pic de încredere, cu mai multă perseverență și cu un strop de tenacitate, le biruim și le parcurgem, le depășim și le gestionăm pe toate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Părinte Protoiereu, mulțumim de toată dragostea. Părintele a venit direct din liturghie, aici, la această a doua liturghie, dacă îi putem spune așa, hrănindu-se pe drum cu sfinții și odihnindu-se între sfinți, între sfinții pe care îi avem aici în fața noastră, prin sfintele moaște pe care Părintele ni le-a adus în dar, ca să avem la cine și la ce ne închina. Să ne ajute Dumnezeu, bine ați venit! Să vedem dacă se aude, da? Puțin. Așa. Să știți că mânuțele Sfinților au fost în portbagaj. I-au venit însoțit de un preot, de un părinte care este aici, care este și... Este și secretarul meu, mai plăcut copiat. Și pentru că în familia noastră s-a născut un copil, are 4 zile, apropiații mei, n-au putut ca să mă însoțească și atunci m-a însoțit Părintele Ionuț. Îți cer iertare că m-am referit la altcineva ca fiind apropiații mei și nu la tine, nu la Părintele,
care chiar este foarte apropiat al meu, este secretarul meu de 2 ani de zile și de 2 ani de zile lucrăm la 4 cărți pe care le scrie părintele. Eu le scriu în ciornă pentru că nu știu ca să lucrez electronic și este chiar foarte apropiat de mine și de aceea am certetare că nu te-am cuprins între cei apropiați ai mei și am spus, n-am fost însoțit de apropiați, ci secretarul meu. El știe că sfinții au fost în Porbaga și știe că la intrarea în București, după ce am parcurs 4 ore am călătorit, în fața noastră pe autostradă a frânat foarte bine, foarte puternic cineva și era să intrăm în el, dar n-a fost pericolul atât de mare să intrăm noi, cât cel din spate de noi și să știi că dacă nu s-au întâmplat, cred că mânuțele sfinților veneau în tir pe partea cealaltă lângă noi, nici nu putea cel din spate să intre în fața tirului și ceva s-a întâmplat, ne-am putut deznoda, ca să spunem așa, ca să fie bine. Abia acum mi-am dat seama că am fost ocrotiți de cineva. Foarte interesant este anul trecut, în perioada după Paști, în săptămâna luminată, am călătorit de la Moieciu în Dobrogea la Nicuritzer. Voiam să facem noi un schimb de sfinți, adică să luăm sfinții din Dobrogea pentru Moieciu, Atalozoticos, Filipos și Camasis, și să ducem la Nicuritzer sfinții din Bucegi. Și am luat porticele din cei 3 sfinți și le-am pus în mașină în torpedo, în partea din față. Și eram însoțit atunci de tata al fetiței, al băiatului care s-a născut acum, el are și o fetiță. Sunt foarte tineri copiii mei și deja al doilea copil. La intrare în Ploiești, trebuia să luăm spre Buzău. Și nu știam prea bine drumul și dintr-o dată ne-a apărut posibilitatea sau obligativitatea ca să luăm la dreapta. Și aveam cam 120 de ore, eu conduceam. Dar foarte interesant este că atunci când am plecat de acasă, fata mea i-a spus ginerelui meu, eram și eu de față, care este preot, a zis, aveți grijă că am visat că a murit Alex, adică bărbatul ei, și că i-a făcut colivă și spunea că eu mâncam din colivă și spunea ce colivă bună ai făcut. Și i-am zis, stai liniștită că eu conduc. Și tu știi că eu conduc prudent. De unde se conduc prudent? Am luat o curbă strânsă la 120 la oră și ne-am învârtit peste cap cu mașina. Am ieșit din șosea în partea cealaltă. Acolo ne-am învârtit pe câmp încă de 2 ori. Am ajuns în asfalt înapoi și am ajuns în câmp în partea cealaltă. A fost un balans foarte, foarte interesant, dar aveam sfinții în torpedo. Am ajuns pe roți în partea cealaltă în câmp. Cei care participau la trafic s-au oprit să vadă dacă mai trăim. Noi nu ne-am dat jos din mașină deloc. Am ieșit cu spatele afară și am plecat că ne-a fost și frică să ne uităm cum arată mașina. Și ne-am oprit cam la 2 km într-o parcare și când ne-am uitat, o singură floare de rapiță era agățată de eșapamentul mașinii, ca semn că am fost în câmpul de rapiță. În rest, nici praful de pe mașină nu era atins. Asta v-am spus și ca să... Nu, dumneavoastră știți că sfinții au putere și acum nici nu trebuie ca să spun eu acest lucru. Dar așa stau lucrurile. Acum, domnul Stelian, în prezentarea care a făcut-o, dar să încep cu altceva. Când ne-am întâmpinat afară, din foarte mult bun simț, din bună creștere, dintr-o cum se cădenie specifică dânsului, mi-a sărutat mâna și a zis,
ce favoare ca să întâlnesc un Sfânt în viață. Pe drum, noi vorbisele cu Părintele despre Sfinți într-un sens contrariat, să spunem așa. Adică cu idei puse cap în cap și față în față. Și spuneam Părintelui, dacă trăim într-o lume marcată de păcat, înseamnă că rațiunile existențiale, datorită păcatului, sunt pedosnicite, adică întoarse pe dos. Și spuneam Părintelui, nu cumva, lumina e de fapt întuneric, iar noi vedem invers lucrurile, și referindu-ne la Sfinți, mi-este destul de delicat să vă spun că acum am stat de vorbă eu cu Părintele. Cu un preot discutăm puțin mai lejer, mai deschis și chiar ne spunem punctele de vedere, mai ales că suntem apropiați. Ne-am pus întrebarea cam în felul următor, dacă într-o livadă sunt atâtea mere, majoritatea se strică și numai puține se valorizează sau majoritatea se valorizează și puține se strică. Și am ajuns la concluzia că, normal, majoritatea se valorizează. Și am zis, oare în livada lui Dumnezeu, unde suntem noi, oameni, 7 miliarde de oameni, și suntem lucrarea lui Dumnezeu, oare să fie atât de diferoasă lucrarea lui Dumnezeu încât majoritatea să se strice și numai puțin să se valorizeze? Înțelegeți, doamna Speranța, ce spun? Auziți ce spun? Deci e foarte interesant ce spun. Este un lucru foarte interesant. Pentru că am putea să ajungem la concluzia puțin delicată și întoarsă pe dos în sensul că în lumea în care trăim, noi percepem Sfinții și Sfințenia ca rod al înfrânărilor. Iar înfrânările se referă la resorturile ființiale ale noastre, ale ființei umane. Zice, dacă ai poftă să mănânci, să-ți stâmpe pofta și să nu o satisfaci. Dacă ai poftă să bei, să stâmpe pofta și să nu bei. Dacă ai poftă să cânti, să stâmpe pofta și să nu cânti. Nu mai spun mai departe că dumneavoastră înțelegeți și atunci spunem cel care își astâmpără poftele mai mult este sfânt. Părinții, înțelegeți ce spun? Aceasta este concepția generală acceptată pentru că noi spunem că Sfințenia este rod al înfrânărilor. Ce înfrânăm? Harisme pe care mi le-a dat Dumnezeu? Dacă dumneavoastră mi-ați dat mie niște daruri și eu nu le-aș valoriza, și le-aș stâmpăra. Mi-ați mai dat daruri? Nu mi-ați mai dat? Că zice că ești nicălos, n-ai fost în stare să valorizezi ce ți-am dat? De ce să-ți mai dau? Foarte interesant, dar să știți că rațiunile acestea sunt foarte interesante. Chiar îi spuneam Părintele așa, cum Dumnezeu de noi putem să gândim în felul în care gândim? Foarte interesant. Adică Dumnezeu a dat creației niște daruri și noi mergem de principiul că ne mântuim și ne sfințim cu cât nu folosim aceste daruri. Și avem la îndemână pinta aceea cu talanții care spune, ți-am dat 5, am mai făcut 5, înseamnă că am valorizat 1-1. Ți-am dat 3, am mai valorizat 3. Excelent. Iar când ți-am dat 1, tu l-ai îngropat, ai pierdut. Foarte interesant. Acum nu vreau ca să schimb rațiunile și principiile pe care pur și simplu este zidită societatea umană. Dar tare mă tem că datorită păcatului, rațiunile noastre sunt pedosnicite. Și nu, acum nu zic că tare mă tem, doar cu ghilimele. Tare aș vrea să cred că de fapt Sfinții sunt ăștia care își valorizează viața. Părintele mi-a zis, am întâlnit un sfânt în viață. Din puțini, numai că Sfinții știți ce fac? Știți, Părinte, nu sunt care caracteristica principală a Sfântului? Smerenia. Ei spun, nu noi suntem Sfinți, dumneavoastră sunteți Sfinți. Foarte interesant. Deci multitudinea aceasta de oameni sunt Sfinți. Ca și când ei ne-a spune nouă, dumneavoastră sunteți Sfinți.
Da. Iar noi, dacă am fi sfinți, știți ce ar spune? Nu, dumneavoastră sunteți sfinți. A? E foarte interesant. Nu venisem să vorbesc despre problema aceasta. Dar chiar m-aș întreba, spre exemplu, de ce n-ar fi sfânt un om care călătorește să vadă creația, să o admire și să-L slăvească pe Dumnezeu pentru frumusețile care le-a făcut? De ce n-ar fi sfânt? De ce ar fi sfânt doar unul care se bagă într-o pește? E foarte interesant. E foarte interesant. Sau, spre exemplu, eu m-am mai întrebat, dar nu vreau să vă zdrunci în rațiuni, în înțelegere. Chiar m-am întrebat așa, spre exemplu, dacă mănânc o bucățică de mâncare care, conform principiilor omenești, nu se cuvine să o mănânc atunci. De ce ne-ar condiționa Dumnezeu raiul de bucata de mâncare? De ce ar face treaba asta? Adică care ar fi rațiunea, care ar fi logica? Să zică, tu n-ai mâncat fasole. E foarte interesant. Îți dau raiul numai dacă mănânci. Cum adică se condiționez cu fasole, cu castraveți, cu raiul? Știu că te uiți la ceas pentru că, da. Dar să știi că chiar ai spus că o să spun niște lucruri tari, așa ai spus, da? Și sunt foarte sigur că, da, cei care vin aici să vorbească, în general, se pregătesc, chiar își fac și ciorne și își ia citate din diferite cărți, ca să poată să prezinte conform regulilor, atenție. Și sigur că este interesant dacă vine cineva în biserică și să spună, cred că trebuie să luăm aminte puțin. Haideți să ne gândim și invers cam cum ar fi. Cam cum ar fi și invers. Și chiar rămân la ideea aceasta, cu toate că tema nu este aceasta, că acești oameni din București, unde suntem acum, ne referim la cei din București, aceștia care mișună pe stradă, oamenii care creează valori, oamenii care se trezesc de dimineață și lucrează câte ori, câte 10 ore pe zi, studenți care studiază, oameni care se iubesc, oameni care se hrănesc, oameni care leargă, oameni care zâmbesc, oameni care cântă, sunt sfinții lui Dumnezeu. Și chiar aș vrea să cred că majoritatea sunt sfinți. Așa. Că nu cred că Dumnezeu a făcut o lume așa de ticăloasă încât să fie majoritatea combustibil pentru focurile iadului. Nu cred. Nu, e imposibil. Sfântul Evanghelist Ioan ne descoperă în Sfintele Scripturi că Dumnezeu este iubire. Nu, nu se poate. Și știți cum suntem noi de 100 de ani? Normal. Ca noi înșine. Ca noi înșine suntem. Normal. Sigur că lumea este diversă și câteodată mi se pare că e dezechilibrată. Să știți că atunci când aici apare, și o să dau chiar un citat din părinții, din părinții bisericii, când apare aici un păcătos, imediat apare un sfânt care echilibrează balanța existențială. În așa fel, Domnul Sfânt, nu vă face niciun problemă, că a fi atenție mai important decât a ridica un microfon, decât a schimba o hârtie, da. Pe semne că trebuia ca să opresc ideea asta, să nu o duc mai departe, pentru că știați că lucrarea o face Dumnezeu, e atât de smerit Dumnezeu, încât și de înțelept, încât are și posibilitatea ca să ne dea impresia că facem noi. El vorbește, dar îmi dă impresia că vorbesc eu, ca să am bucuria existențială, fac și eu lucrare. Iar când trebuie să mă opresc, atunci se oprește el. Nu mă opresc eu. Și când, spre exemplu, cineva scapă jos o cutiuță ca să schimbe sunetul, o scapă el. Că trebuie să se schimbe sunetul. Ca să nu se audă ceea ce tot el spune
dincoace. E foarte interesantă. Da, viața este interesantă pentru că există așa cum este, este de necenzurat, necuprins și ființa umană este uluitor de interesantă. Nu? Să știți că numai o ființă care are infinitul în ea ar putea gândi despre infinit. N-ai cum să gândești despre ceva ceea ce nu ai, ce nu ți-aparține. Și e interesant așa totuși. Nu vreau să merg mai departe cu ideile, pentru că aș vrea ca să mă întorc la temă. Astăzi am vrut să predic în biserică, când am terminat Sfânta Liturghie. Eu de obicei vorbesc cam 45 de minute la predică, iar la conferințe cam 4 ore, așa cum este acum, așa, și pentru răbdare, dar nu o să vă țin, să nu vă faceți probleme. Și pentru că atunci când am ieșit să predic, oamenii au început să vorbească între ei și m-am oprit și am spus, de multe ori am cerut lui Dumnezeu binecuvântare și har ca să pot vorbi și eu frumos, să mă asculte și pe mine oamenii. Și numele. Harisma aceasta se putea referi la roagă-te, Părinte, să ai în față oameni care să te asculte sau roagă-te ca să ai cu harisma ca să-i facă să te asculte. Dar oricum a fost prima dată când n-am ținut predică. Am spus oricum vorbesc cândva și de ce să fac un lucru fără noi, fără noi. Oricum o să vorbesc în București 4 ore, le-am spus, și ca atare mi-am păstrat o rezervă să vorbesc în București, dar nu o să vorbesc 4 ore. Chiar 4 ore am făcut cu mașina de la Bran și, Părinte, mi-am dat seama cât de mult înseamnă 4 ore. Și mă gândeam, dacă acum o să vorbesc 4 ore, cât a durat drumul de la Bran la București, înseamnă că e un dezastru. Și e bine ca să facem lucruri echilibrat și să le facem frumos, cu dragoste și cu multă înțelepciune. Mi-am ales eu tema pentru întâlnirea dumneavoastră. Este și o temă foarte actuală pentru mine și pentru faptul că ne aflăm în an centenar. Așa ar spune domnul Stelian, care este doctor în cele ale științei, nu ca domnul Pavel Chirilă, ci ca dumneavoastră. Ar zice, suntem în an centenar și trebuie să vorbim despre ultima sută de ani din istoria neamului nostru. Am avea ce să vorbim. Eu, în general, ați amintit dumneavoastră că duminica viitoare va veni Părintele Cătălin cu ceva și voi cânta. Cred că o să vă cânt și eu în seara asta ceva și cred că o să vă cânt o doina. O doina. De ce o să cânt o doina? Pentru că e specifică sufletului neamului nostru. Și o să mă refer la tata. La tata. Dar cred că o să cânt. Cred că o să am curaj să cânt și cred că o să mă ajut în și să cânt. Frumos. Doina respectivă. Noi avem cultură, avem valori foarte frumoase, avem un neam foarte frumos. Nu o să mă refer la centenar, ci la destinul neamului nostru, la cumpăna dintre milenii. Noi acum încheiem mileniul 2 și suntem pe începutul mileniului 3. De curând am avut o carte în mână, pentru că am fost în pelerinaj la Ierusalim și pelerinilor ni s-a dat în dar câte o carte binecuvântată de Prea Fericitul Părinte pentru cei care fac pelerinaj cu bazilica. Mi-a dat o carte și m-am uitat să văd niște date despre dărâmarea templului și reconstruirea templului, pentru că în decursul istoriei, templul lui Dumnezeu, ridicat de poporul lui Dumnezeu, a trecut prin căderi și prin ridicări. Și privind acolo pe date,
am văzut că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este poziționată între anul 1 și anul 30. Anul 1 și anul 30. Și atunci am zis ce e interesant, că eu chiar la anul 2018 m-am gândit că ar fi 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Anul 2018, un an care coincide cu centenarul, spunem noi. De ce mă interesează anumite legături între istoria neamului nostru și istoria biblică? Părintele va anunța ceva fără să știe. Fără să știe, dar noi vorbim purtați de puterea Duhului Sfânt. A zis, de acum încolo o să știți niște lucruri care nu le-ați știut până acum și o să rămâneți uimiți ce o să vă spună Părintele. E, uite, spre exemplu, să vă spun din stat, ca ce crede inima mea, din plecare. Dar să nu vă zmintiți, este o părere a mea. Și atenție, dumneavoastră, nu aveți în față un cercetător, niciun istoric. Am nădejde că sunt un om, iar a fi om înseamnă a fi omul lui Dumnezeu. Da? Sunt un om. Cred, nădăjduiesc omul lui Dumnezeu. De aceea și sunt aici, pentru că dacă nu ne-am fi pus gânduiala aceasta ca să vin să vorbesc cu oamenii, și nu numai aici, mi-a dat Dumnezeu posibilitatea să vorbesc multor oameni și fac cu mare drag această lucrare. Deci odată o să vă spun așa, e foarte greu ca să încep și să aduc, să contoreze ideile, dar îl rog pe Dumnezeu și mie să-mi dea pricepere și dumneavoastră să vă dea capacitate de a prinde ceea ce spun și de a înțelege, pentru că o să vă dea peste cap foarte multe din cele care le-ați învățat în decursul vieții dumneavoastră. Să știți că educația, instrucția omului formează un nou om. Părerea mea este că un om e 25% ce se naște și 75% ce este format. Și de aceea societatea umană care formează persoana are o mare responsabilitate cum formează persoana. Se pare că nimeni nu plătește despăgubiri dacă deformează persoana. Și cred că umblând să o formăm, mai mult o deformăm. Uite, spre exemplu, Adam a fost om de rai, corect? Așa spune că a fost făcut în palmă lui Dumnezeu, om de rai. Vedeți, în Sfintele Evanghelie zice că dacă dai o cană de apă celui însetat, merge în rai, dar nu există cană atunci când a făcut pe Adam. Dacă dai haină celui gol, nu există haină. Adică de ce ar fi condiționat Dumnezeu starea de rai a omului ancestral de niște comportamente sociale? Este clar că unele din setul de norme după care trăim este exterior ființei și aparține societății, de aici cetățeanului terestru, iar omul ancestral este omul care are normele ființiale așezate de Dumnezeu în propria ființă. De aceea cred că religia ar trebui să se ocupe mai mult de omul ancestral și societatea să-și asume creionarea omului social. Societatea nu-și asumă nimic și de aceea ea nu mai stresează pe om și omul când e nervos îl înjură pe Dumnezeu, nu societatea care îl stresează și care îl împingă și care îl stoarce și care îl folosește și îl aruncă ca pe o cârpă, fără nicio valoare. Vedeți că societatea la ora actuală este pregătită ca să ne ceară religioșilor, iar disprețuind ființa umană total, nici să nu mai îngropăm în cimitire organizate trupurile oamenilor, să-i aruncăm, să-i băgăm în crematorii sau îi îmbrăcăm în haine din plastic, nu din plastic, din cartoane, cu pantofi de carton lustruiți, e tulburător de interesant. Aceasta ne cere și ca să se degradeze mai repede în pământ. Societatea nu prețuiește ființa umană și cred că
religia ar trebui să strige din când în când, cu glas tare la societate, jos mâinile de pe om. Pentru că tu trăiești aici o singură dată. Și e mare păcat să trăiești personal. O singură dată în toată existența. Nu te mai întorci aici. Niciodată. Exact. Idei ale mele, să mergem mai departe, să vedem cum stăm cu istoria. Eu personal cred în cuvântul Sfintelor Scripturi, cred în alegerea pe care Avraam a făcut-o cu Dumnezeu, să nu luăm invers, că Dumnezeu l-a ales pe Avraam, că atunci a însemnat că Dumnezeu caută la fața omului și care avea interese. Nu! El pe toți i-a iubit și ne iubește cu egală măsură. Avraam l-a ales pe Dumnezeu, ceilalți s-au lepădat ei înșiși prin voință proprie de Dumnezeu. Așa se spune în Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îl va binecuvânta, că îi va mulți neam ca stelele cerului și ca nisip mări, și că îi va da să stăpânească până la apus și până la răsărit, că aurul poporilor va curge la picioarele tale, i-a spus, luați aminte fiecare zicere care spun, că este în Sfânta Scriptură, sigur că este parafrazată, dar acesta este adevărul. Și după aceea acestui neam mi-a promis că îi va da un pământ în care îi curge lapte și miere. Acum noi constatăm că acest popor are cam 8 milioane de cetățeni coagulați într-un spațiu, adică pe Iordan, în Țara Sfântă, și vor mai fi și în diaspora câteva milioane, dar oricum au trecut aproape 5.000 de ani de la Avraam și poporul este unul dintre cele mai mici de pe fața Pământului. Și ne întrebăm, oare a mințit Dumnezeu? Sau n-a putut Dumnezeu să-și îndeplinească promisiunea sa? Și cred că ar fi înțelept din partea noastră să analizăm foarte atent. Că e posibil să constatăm că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Am fi chiar uimiți să constatăm acest fapt. Și Dumnezeu i-a zis că îi va da un pământ în care curge lapte și miere, dar nu i-a spus unde este și nici când îl va da. Și am rămâne uimiți să constatăm că suntem contemporani cu această predare, primire de teritoriu către Cel căruia i-a promis. Eu am spus să vorbesc despre istoria noastră pentru că, personal, cred că pământul pe care Dumnezeu l-a promis, în care curge lapte și miere, este spațiul Carpatului Danubian. Pământul nostru. Nu i-a spus unde este, dar i-a dat două caracteristici. Curge lapte și miere. Trebuie să aibă floră și să aibă pășuni bune pentru vine. Așa. Și nu i-a spus când el va da. Dar pentru că suntem la cumpăna dintre milenii și știm din cultura noastră că, în general, la timpuri foarte interesante cu simbol în decursul istoriei s-au întâmplat lucruri mari care au marcat cotituri enorme în istoria umanității. Tare mă tem că vremurile prin care trecem acum, cu specificul lor, cu greutățile, cu torsionările lor, și fac o paranteză, când o femeie este însărcinată și în pântecele ei se prevădește viață, tot trupul ei intră în prefacere. Se umflă mâinile, picioare, amânțește, are greață și vederea e afectată și bătăile ei sunt afectate pentru că în pântecele ei se prevădește viață. Și este posibil ca pe Terra, pentru că într-un punctuleț mic de pe Terra, pe curbura Carpaților, se petrece această plămădire existențială
De aceea întreaga planetă este în trepidanții. Da. Ceea ce trăim noi, la ora actuală. Odată pentru logică o să vă spun un lucru. Nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă nemotivat. Nimic din ce se întâmplă nu se întâmplă fără un motiv. Și ar trebui să ne întrebăm, spre exemplu, de ce s-a destrămat un SS? V-ați întrebat vreodată? Ar fi o întrebare foarte mare și un răspuns foarte important. Pentru că a fost cel mai mare imperiu, cel mai puternic imperiu cunoscut în istoria umanității. Un imperiu lunar. Și culmea că nu l-a destrămat cineva, ci s-a autodestrămat. E interesant ca să vedem că cel ce a semnat destrămarea URSS-ului nu este acuzat de trădare, ci și acum merge prin Moscova cu mâinile în buzunare, în parte zi, cu pălărie pe cap. Ceea ce e doar de Gorbaciov. Adică cei care sunteți aici, mai mult stăpâți, știți despre ce vorbesc. Cum e posibil să se desclame un imperiu, fără ca să-i ceară cineva? Uite, sau spre exemplu, tot așa, e o întrebare interesantă. Cum e posibil ca spațiul Carpato-Danubian, acest spațiu pe care noi îl stăpânim, poporul român, să nu fi fost luat în decursul istoriei de niciunul dintre marile imperii? Este cel mai frumos spațiu și foarte bogat. Și a fost și foarte vulnerabil, pentru că străbunii noștri n-au fost înarmați. Noi nu am avut gente de voinici. Ce se spunea de Ștefan cel Mare? Că mergea cu nu știu câți voinici ai lui Crâncioarea și îi bătea pe turci. Dar noi trebuie să ne întrebăm cum stau lucrurile. Vedeți, acest spațiu a fost cucerit odată de Imperiul Roman, un imperiu imens. În 274, ca și când i-a ars la picioare ceva, stăteau pe jar, au tăiat-o de aici, fără să le ceară nimeni. Nu se știe, istoricii nu sunt capabili să spună de ce a plecat. De ce au plecat din acest spațiu? Pentru că vă spune Părintele ceva. Păi dacă eu eram împărat, părăseam Italia și rămâneam cu asta. Nu se poate, păi este un spațiu teribil. Noi nici nu știm pe ce stăm. E teribil. Spațiul pe care îl are poporul nostru. A fost preluat de Imperiul Otoman. Au stat cât a stat și au plecat. A fost de Imperiul Slav preluat. Au stat cât a stat și au plecat. Fără să le ceară nimeni. Toți au plecat fără să le ceară nimeni. A fost preluat de Imperiul Germanic. Au stat cât a stat și au plecat. Ca și când acest spațiu, care seamănă foarte interesant, așa ca și conturi cu o pâine de cuptor, a așteptat o primire a vremii ca să-l ia cineva care trebuie să-l ia, ca promisiune a Dumnezeului celui prea mare. Eu v-am spus că e posibil ca să vă platim puțin în ceea ce știți, dar dumneavoastră să luați de la mine, nu ca informație, domnul Stelian, ci ca un punct de vedere al unui om care se întreabă și caută răspunsul. Uite, spre exemplu, ar trebui să ne întrebăm de ce corifei școlii ardeleene au avut interes ca să ne spună că de la Râmi ne tragem, adică de la Roma. E ușor să răspundem. Să ne ducă la catolici. E ușor. Răspunsul este foarte ușor. Și chiar ar fi interesant să studiem mai profund puțin, să vedem caracteristicile noastre ale poporului nostru, pentru că dacă ne vedem pe noi cum suntem, dacă ne-am vedea cum suntem, am ști cam unde e sorgintea noastră. Uite, spre exemplu, noi avem un popor foarte evlavios. Ce înseamnă acest lucru? Că e foarte atașat de Dumnezeu. În timp ce toate popoarele mari ale lumii cercetează cosmosul, noi ducem colibe la biserică. Asta e jobul nostru. Niciun popor, să știți că nici evrei nu sunt credincioși la mine. O evlavie extraordinară. De aceea se și lucrează sistematic la demolarea acestei caracteristici. Și ce a fost în ultima vreme cu mișcările, cu referendumul, cu chestiile, a fost ceva o prelucrare foarte mare. Sigur că e delicat ca să spui cam unde sunt că au stat lucrurile.
Cum a fost? A fost trasă biserica într-o capcană și când se calavore arunci mingea și când se sar să lovești, te bași sub plasă. Și a fost lăsată în opsa biserica, crezând că vom scădea. Păi noi nu avem popularitate, nu avem ființă, noi existăm. Ce popularitate? Noi nu suntem partid politic, biserică. Nici nu ar trebui să băgăm în seama problemele astea. Pe părerea mea personală. Noi existăm. Și câți existăm? Cei de aici. Cei de aici, da. Cei de aici. Sigur că da. Adică noi suntem, atâția cât suntem, nu trebuie să ne numere nimeni. Dumneavoastră stați să vă numărați degetele de la mână? Nu. Atâtea sunt. Asta e toată povestea. Sunt parte în trup. Două mâini, două picioare, numai când stăm noi să le analizăm. Dar altfel, ele și unii datorii și ele există, pur și simplu. Dar acest popor evavios, despre istoria căruia am venit ca să vă vorbesc, eu cred că are sorginte semită. Da, așa cred eu. Uite ce figură aveți dumneavoastră, așa, cu barba albă, da? Părintele. Să știți că mie, spre exemplu, mi-e mai cald. S-au supărat unii când am spus acest lucru. S-au supărat pentru că, într-un mod inexplicabil, creștinii, în decursul istoriei, au dezvoltat un sentiment antisemit. Inexplicabil. Inexplicabil. Adică eu mai în gură mă împărtășesc cu Hristos, care este Fiul Mariei din Betleem, da? Și sunt antisemit. Doar inexplicabil. Inexplicabil. Ei nu au primit cu pe Hristos. Inexplicabil. Am avut o mormântare acum vreo 15 ani în Moieci, în satul meu, a unui evreu care a trecut la creștin și s-a... Eu l-am botezat de 74 de ani, Moise. Moise Moscovici. Dumnezeu să binecuvinteze. A vrut ca să se boteze. Și eu l-am botezat, am o fotografie acasă, când veniți la mine, o să vă arăt fotografia, cum îi țin mâna pe cap, este plecat într-o pijamă, că era bolnav și a vrut să moară creștin. Și a murit curând după botez și a făcut mormântare. Și au venit rudenile din Israel, la mormântare. Și a trebuit să țin o predică cu interpret, cu tot ce trebuie, corect, așa. Și știți despre ce am vorbit? Le-am mulțumit frumos că ne l-a dat pe Hristos. Da. Și acum voi ne-ați învățat, să știți. Da. Nu noi v-am învățat pe voi. Așa că să nu fiți supărați de cei patru Moscovici. Nu vă supărați. Eu îi fac ce mi-ați învățat voi. Că voi ni l-ați dat. Și așa este. Acesta este adevărul. Ei ne-au dăruit, nu numai nouă, umanității au dăruit cel mai mare dar posibil. Și de aceea spun, de ce m-aș minti când afirm, după părerea mea umilă, că suntem de neam semit, dar toate caracteristicile noastre sunt categoric semit. Gândiți-vă numai priceperea de a rezista în istorie. Să ieși de fiecare dată bine, să ieși de fiecare dată la suprafață, să te repari, să te reconstruiești. Este tulburător de interesant. Acesta este felul de a fi al românului, al poporului nostru. Și acum o să vă spun sub formă de glumă. Mi-e mai cald să știu că sunt cu Hristos decât cu Pilat. Mie. Mi-e mai cald. Poate că nu e adevărat, poate că sunt din neamul lui Pilat, cum spun cercetătorii. Dar mie mi-e mai cald ca să cred că sunt totuși din spița lui Iisus. Și pentru mine personal este foarte interesant că eu sunt născut dintr-o mamă care e din neamul lui David. Așa ne spune, nu sunt eu de vină pentru treaba asta. Îi zicea lui David, a lui David. Și Iisus Hristos este chiar din spița lui David. Eu păstoresc în zona Dragului, unde sunt oameni care poartă nume foarte interesante. O familie foarte numeroasă, părintele Lucin, este martor, că și el este de acolo, din zona Dragului, și știe. Este familia Zichir. Păi
ai văzut ce se tăie Ezechiel? Clar. Socrul meu este din spița lui Isaia, iar pe copilul ăsta de 4 ani care mi s-a născut în casă, ca să păsteze spița, l-am numit Isaia, da? Așa îl cheamă pe copilul ăsta de 4 zile, care s-a născut în neamul nostru, Isaia. Pentru că vrem ca să ducă mai departe, pentru că pe spița neamului, până la 1600 la mea viteazul, ne cunoaștem spița prin rostogolire și permanent a existat din generație în generație un Isaia. Isaia, 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 socrul meu este Isaia, tatăl Isaia, tatbunicul era Isaia și a botezat pe cel mai mare dintre băieți, Isaia Radu, iar acum am preluat noi, prin fata lui socrul meu, prin preoteasa mea, care a născut-o pe Maria, prin Maria am preluat pe Isaia în acest copil. Deci, e foarte interesant, adică pe noi ne cheamă Micloș, dar nu suntem unguri. Cam așa vine situația. Adică pe noi ne cheamă David, ne cheamă Isaia, ne cheamă Moise, ne cheamă Aron, ne cheamă Ioan, da? Elisabeta, ne cheamă Santa, da? Rebeca, Rebeca, Rebeca. Acestea erau strămânele noastre. Sigur că acum e la modă ca să punem nume moderne din lumea deșartă, dar prin tradiție existau niște nume specifice românești, ziceam noi, dar nu erau românești. Erau biblice. Ele păstrau caracteristica străbunilor noștri. Și ca să vedeți cam pe ce mă așez eu rațiunile, când spun că poporul nostru este de sorginte semită, și le zice, Părinte, și atunci pământul nostru, da, e pământul făgăduinței. Și de ce ați spus că e preluat acum la cumpăna dintre milenii? Pentru că acum se încheie exodul. Acum se încheie exodul. Este o lucrare existențială foarte mare. Iar noi am preluat acest pământ și l-am ținut cald pentru primirea vremii, cum se zice în Scripturi. Mii de ani. Ca să-și împlinească Dumnezeu cuvântul Său. De aceea spuneam la un moment dat că ar trebui să vedem s-a ținut de cuvânt Dumnezeu sau nu s-a ținut. A putut să-și împlinească cuvântul sau nu? Știți că a existat înaintea Daciei, au existat două primii provincii mici, Moesia superior și inferior? Cam de unde credeți că vine numele Moesia? De la Moise, corect? De la Elu Moise. Moise. Știți când au fost întemeiate aceste provincii? În anul 600 înainte de Hristos și foarte interesant, o să fac acum niște paranteze mai delicate, așa, în timpul profetului Daniel. Și de ce spun că sunt cam delicate? Pentru că sunt nevoit ca să fac trimitere la vremurile noastre, la Părintele nostru. Cum îl cheamă pe Părintele neamului nostru? Daniel. Știți că în timpul Daniel s-a dărâmat templul lui Solomon? Și știți că în timpul lui Daniel s-a reconstruit templul aici? Aici. Vă crezi? Știți că nu există niciun patriarh al lumii de nicio nuanță creștină în numele lui Daniel? Este sigur? Și credeți că eu l-am botezat sau eu l-am numit? Nu. Și știți că îl cheamă Ilie? Și știți că vremurile se petrec în timpul lui Ilie? Ar trebui ca să privim foarte interesant lucrurile. Dar și eu o părere la mea. Eu nu am ca atingere de mântății părintelui meu, ci din contră îl plasez într-o lucrare existențială tulburătoare. Tulburătoare. Să fii tu Ilie. Da. Foarte interesant. Să pregătești tu a doua venire. Să reconstruiești din templu. Unde? În nouul Israel, nouul templu. Noi nu le vedem. Există o anumită cenzură existențială. Știți că poporul evreu, în timpul călătoriei în Exod, spre pământul făgăduinței, spuneau ei, 40 de ani au călătorit fără să știe unde călătoresc. Adică cenzurați de puterea Duhului Sfânt.
Și noi trăim în această cenzură. Și știți de ce? Pentru că prefacerea e dureroasă și ca să nu ne doară, Duhul Sfânt ne-a anesteziat puțin. Da, o injecție domnicească. Noi suntem chiar contemporani cu aceste prefaceri. La cum până dintre milenii se încheie exodul, se întemeiază nou Israel, se inaugurează un templu. Foarte interesant. Chiar în anul 2018. Noi zicem că sărbătorile sunt pentru centenar. Sunt bimilenare, nu centenare, bimilenare sau mai mult decât bimilenare. Da. Cam aceasta este istoria noastră. În timpul lui Daniel, tribul lui Iuda a reușit să scape din robia babilonică. Și ei au întemeiat Muiesia, iar noi suntem urmașii lor. Localitatea care slujește se numește Moieșul și este la coarele muntelui Piatra Craiului. Sextil Pușcaru spune că numele Moieșul vine de la Moise. Piatra Craiului este piatra împăratului, Craiul este împărat. Știți că românii, așa spuneau de mult, împăratul îi spunea Craiul. Iar împăratul cine este? Cine este împăratul și Hristos. Dumnezeu? Hristos. Înseamnă că acel munte care străjurește Moieșul este muntele lui Dumnezeu. Iar pe partea cealaltă este Bucegiu. Ce simbol are Bucegiu? Aici e muntele lui Dumnezeu, aici e muntele omului și Moieșul este locul unde a fost tabăra celor de Moise în cei 40 de ani în care, atenție, au primit tablele legii, temetele lui Dumnezeu, unde există și acum un loc care se numește, interesant, la table. La table se numește și foarte aproape și Sinai, ca să mai legăm și pe Sinai. Și să mă lăsați să cred că religia întemeiată de Moise are resortul în Rai. În Rai. De ce în Rai? Pentru că pământul făgăduit de Dumnezeu poporului său nu poate să fie altul decât leagă în civilizații umane. Și să știți că există un cercetător rus, Andrei, dar și pe internet puteți să intrați, să vedeți. A ținut o conferință acum vreo 2-3 ani și a spus că în urma cercetărilor el a stabilit, a găsit, că leagă în civilizații umane este pe spațiul Carpato-Danubian. Foarte interesant. Chiar în cultura Carpaților, cum vine Carpația așa, aici este inima Pământului Făgăduinței, Maică mulți te-au dușmănit că ești neam la Gustorit, unde sapă, sapă locul, sar din pământ noroc. Ai pământ și ape multe, că tu stă să ți le asculte și zboare, cărătoare, crac în ele sunt verbeci, în pompier zici, cât dozeci. Spunea Argezii, când am țară, un pământ atât de frumos, cu o climă echilibrată, cu vânturi line, cu ape potabile, cu patru anotimpuri care se perindă din trei în trei luni echilibrat, fapt care ajută la dezvoltarea psihicului uman armonios. Un pământ cu cernozion, cu pășuni pentru vite, cu păduri proase, cu floră pentru albine, situat pe paralela 45, cum a spune cineva în ziua de astăzi. Un pământ pe care l-ar dori oricine, dar pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru împlinirea vremii. Și ca să fiu puțin mai explicit,
Torsionările prin care trecem noi acum se datorează acestei preluări. Pentru că oamenii care lucrează la preluare n-au simț existențial. Ei cred că de la oameni, dar lucrarea este Dumnezeu și cel prea înalt. Oamenii mai lumii cred că ei fac socotelile, dar de fapt ei ies în întâmpinarea lucrării Dumnezeu și cel prea înalt. De ce credeți că au plecat 4-5 milioane de oameni din patrie? Au fost prelucrați. Pentru ca pământul să fie disponibil să primească. Da. Bătrânii predispuși la plecări și pentru preoți, numai dumneavoastră auziți, ni s-au dat bani să cumpărăm clopote ca să tragem din plin clopotele neamului clopote. Știți când se trag clopotele? Cel mai îndungă, când se încheie socotelile. S-a încheiat o etapă existențială și nu-i de neglijat faptul că, sub o inspirație tulburătoare, templul, nou templu, poartă numele Catedrala Mântuirii Neamului. Da. Când se mântuiește un neam, când se încheie socotelile. Dar este un punct de vedere. Nu vreau să credeți ce n-am spus, nu să spuneți, spuneți pe dacă să nu credeți ce am spus, de ce ne-a spus? Chema, el va chema. Nu, chema. Domnul Sperian, chema. Mie mi-a fost drag ca să vă vorbesc despre ceea ce crede inima mea despre istoria neamului nostru. La școală nici eu n-am învățat așa ceva. Nici în școală laică, nici în școală teologică. Și vreau să vă spun că nu este prea lesne ca să spui asemenea lucruri, dar așa gândește ființa mea. Ființa mea, eu țin de aici și până acolo, atât. Sunt o fărâmă, o fărâmă în creația lui Dumnezeu. Există și eu și aș vrea să fiți atenți un pic. Îmi cânt și eu cântecul meu. Am vorba. Un pițigoi se pune pe cracă, chiar în București. Pe un copac mic de aici, în fața bisericii, desface picioarele, scoate pieptul și își cântă și el cântecul lui. Așa vreau și eu să cânt. Cântecul meu. Dacă e de la Dumnezeu, va rămâne. Dacă e de la mine și de la oameni, se va stinge. Nu este zicerea mea. Au spus-o înțelepții când au judecat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Este un punct de vedere și tare curios aș fi dacă într-un mod existențial, după moartea mea, după trecerea noastră, ne-am întâlnit peste vreo 100 de ani, 200 de ani și să stăm de vorbă despre această seară și să privim în urmă, să vedem cam cum va arăta această patrie peste 200 de ani. Foarte interesant. Să vedem cum arăta. Dar oricum, poate vezi zice și părintei de bine sau de rău. Atâta timp cât lucrarea este a Dumnezeului celui preanalt, totul este de știți ce a zis Maria când Tatăl din cer i s-a adresat? Maria, îmi faci un băiat? Știți ce a zis Maria? Iată-mă! În această stare este acum la cumpăna din privilegii neamul meu, neamul nostru. E întrebat de Dumnezeu. Faci lucrarea mea? Ce răspunde? Iată-mă! Dialogul nostru este un dialog existențial. Suntem un popor cu un destin și cu o reverberație uluitoare. Uluitoare. Poate că e bine să nu mai spun nimic. Sau poate că poate am spus tot? N-am spus tot. Nu? El spune că
am spus că. Dar să știi că și când e prea mult, nu mai se ține minte nimic, da? Am spus că suntem de sorgeni de semină, că acum se întâlnează în unui stadion, că se inaugurează un nou templu, nu? Am spus acest lucru. Că suntem de aceea sorgeni de cu cei care acum încheie exodul. Așteptai ca să-ți spun cum s-a stârmat chipotul legii, nu? Erau lucruri de amănunt, amănunte. Da. Chipotul legii a fost cuvat de Dumnezeu. Foarte bine că mi-am adus aminte. Pentru că pot să vorbesc despre sfinții din Bucegi, corect, așa este. Ei sunt din muntele omului. Exodul a început, domnul Sterian, în timpul lui Moise și Aron. Da? Știți că pe Mihail Mătilă îl cheamă Moise? Dar nu eu i-am pus numele. Mama lui i-a pus numele Moise. Și știți că pe Antonie Munteanu îl cheamă Aron? Moise și Aron, în cartea cu eu și postul din Bucegi, am scris aceste lucruri. E tulburător de interesant că din muntele omului, din munții Bucegi, la cumpăna dintre milenii au ieșit din pământ Moise și Aron. Foarte interesant. Foarte interesant. Și când au ieșit, Dumnezeu a dat protopărinților noștri, de acum eu nu mai vorbesc separat ca neam, ci spun protopărinților noștri, le-a dat o forță, o putere foarte interesantă, care s-a regăsit într-un obiect palpabil. Știți ce a zis Moise lui Dumnezeu când l-a trimis să scoată poporul din robie și să-l conducă spre pământul pe care îl voi da? A zis: de unde va cunoaște acest popor că Tu ești Dumnezeul nostru, numai dacă vei merge înaintea noastră? Și l-a zis: bine. Și a mers în fața lor ziua stâlp de nor și noaptea stâlp de foc. De ce? Pentru că poporul cere semne, vrea să aibă ceva palpabil. Și atunci când Dumnezeu a dat puterea acestui popor ca să poată călători din robie la libertate, spre pământul făgăduinței, i-a dat chipotul legii. I-a poruncit cum să-l facă, din lemne sau pâr, i-a spus și dimensiuni, și pârghii, și erubini, cu aripile deschise, și ce să pună în el, i-a spus să pună acolo tablele legii. Atenție, tablele legii. Toiagul lui Aron, care au trăsuit, am atâtea să vă spun, dar nu cred că o să vină. Nu că nu vreau, le uit. Că acum trebuie să fac o paranteză și să vă spun că atunci când am scos din pământ pe sfinții aceștia, unul dintre preoții care au mers cu mine în Bucegi mi-a zis seara: părinte, mi-ar trebui un giulgiu ca să-i îmbrăcăm în ceva. În ce-i venit dacă-i găsim? Și am zis: băi, e târziu, nu mai am. Dar am un sacos al patriarhului Teoptist în casa mea. Ar fi interesant să vă spun cum a ajuns veșmântul patriarhului în casa mea. Știți patriarhul ce înseamnă? Marele arhiereu. L-am rupt. Cum n-au făcut ei când au aruncat sorți pe cămașă, eu l-am rupt. Dar l-am dus întreg în Bucegi, pentru că nu știam ce vom scoate din pământ. Și când am văzut că am scos doi, l-am rupt în două, și acum, în biserica mea, am cele bucăți rupte. În biserica mea sunt acele bucăți rupte din veșmântul Tâmpului Teoptist. Iar ei au fost îmbrăcați în veșmânt de mare arhiereu. De mare arhiereu. Nu de arhiereu. De mare arhiereu. Foarte interesant. Deci, era toiagul lui Aron, care au drăstit pentru alegerea marelui arhiereu. Așa a fost ales Aron. Și era o cupă cu mană, care este o prefigurare a dumnezeieștii împărtășani. Pâinea din cer. Pâinea care s-a coborât din cer. Ei, acest chivot, acest obiect, cu dimensiunile lui, cum sunt descrise în Scriptură, poporul lui Dumnezeu l-a păstrat cu mare sfințenie.
Dar nu numai pentru că avea Evlavie la el ca fiind un dar de la Dumnezeu, dar avea o forță care i-a ajutat pe traiectoria spre Pământul Făgăduinței. Și cei care au făcut teologia știți acest lucru. Spre exemplu, că se apropiau de tribul filistenilor, că ei trebuia să treacă cu poporul, cu copii, cu femei, cu bătrâni, cu tineri, cu capre, cu oi, cu măgari, cu samari, cu tot, că era un popor nomad. Trebuiau să treacă peste ținuturi unde erau, care erau stăpânite de popoare, filisteni, spre exemplu, amorei, vasaniți, Og, împăratul Vasanului, cântăm noi în cântările. Cum putea să treacă un popor nenarmat peste un popor stabil? Trimiteau chivotul legii înainte, îl puneau în mijlocul poporului și se întâmpla un lucru cu totul și cu totul ciudat și minunat. Cum am zice noi acum, în termeni nu prea bisericești, ei bulimășa la minte. Nu mai înțelegeau nimic oameni ce se întâmplă cu ei. Iar după aceea venea poporul lui Dumnezeu din spate și îi lua ca din oală. Nu avea nicio problemă. Nu mai folosesc alte cuvinte că nu-i bine. Dar totuși poate este bine. Erau ca drogați. Și după aceea mergeau mai departe peste altii și trimețeau din nou chivotul. Până unde trebuia să ajungă? Până în Pământul Făgăduinței. Din rostogolire. A zis să-ți voi da până când vei ajunge. Și dacă cumva s-a fărămat chivotul pe bucegi în 2010, în accidentul de elicopter, nu este un semn că merge în capăt? E o întrebare. Eu dacă stau la mine și spun acesta, te va duce până la. Și tu nu știi acel la, unde e și când e. Dar vezi că atunci ce s-a strămat obiectul și l-ai primit de la Dumnezeu, înseamnă că acolo este capătul. Și n-ar fi de trecut cu vederea ce efect a avut prezența chivotului la mijlocul poporului nostru. Oricum ne-a pulit și la mine rău de tot. N-am mai realizat ce s-a întâmplat numai. Până acolo încât armata noastră a mers la graniță, a întâmpinat armata lor, i-a condus în patru. Poftiți aici în patru, aici în fântână, aici în cantină, poftiți. Poftiți. Nu vreau să mai spun mai mult decât sunt tare delicate. Dar eu nu și-a făcut de pe lume. Iar acum suntem așa cum suntem. Da? Dar spuneți-le, cum ați ajuns să fiți martor acestor realități? N-am ajuns pentru că nu m-am dus să le caut. M-am căutat de mine. Mă refer la episodul cu armata. Cu armata nu e nicio problemă. Spre exemplu. Wow. Brașov, Cincu, da. Celelalte. Haideți ca să spun, sunt probleme puțin mai delicate, dar răspund. Dar interesante. Uite, spre exemplu, într-o zi, în mai 2015, m-am trezit cu un telefon de la președintele Consiliului Județean. Părinte, sunteți invitat luni la ora 15 la prefectură. Avem o anumită festivitate, o anumită întrunire. Și m-am dus. Foarte interesant este că cei care s-au întâlnit au rămas uimiți că ești un popă. Doamne! Eu n-aveam ce căuta.
M-am dus și cu crucea așa de neagră pe piept, așa, am stat eu cu mintea acolo. Prefectul chiar m-a întrebat, părinte, ce cauți aici? Și zic că am fost și eu invitat să vin. A fost foarte interesantă întâlnirea, a fost o întâlnire fără presă, o întâlnire cu șefii instituțiilor deconcentrate, să spunem, nu? Așa? Care trebuia să pună la primirea trupelor. Pentru că trupele veneau în Constanța, debarcau, erau preluate cu drapele de armata noastră și conduse în teritoriu. Și trebuia să facă popas într-un loc, încă într-un loc, încă într-un loc, mai ales în locuri cu simbol pentru istoria neamului noastră. Și se punea problema unde ar fi mai bine, în care piață din oraș să se oprească, era vorba de tancuri, de amfibii, de mașini blindate de, și de trupe. Și am participat și eu acolo. Și am rămas uimit. Dumnezeu a vrut ca să fiu acolo. Dar cum am ajuns? Un tânăr de 26 de ani, absolvent de drept, din Moieciu de Jos, nici acum nu l-am întrebat cum s-a făcut de a ajuns angajat traducător de engleză la comandantul care comanda venirea trupelor. Și el a fost cel care a zis, să invităm, că a spus, să invităm șefii de așa, să invităm și pe părintele meu. Și l-a zis, ok. E șef, e protocol, adică da, e toată instituția. Da. Și m-a invitat. Și am fost eu acolo și am auzit eu cu urechile mele, cum se puneau lucruri la punct. Foarte deștept, oricum. Înțeleg. Cum trebuie să vină copiii cu flori, să se urce pe tancuri ca să aibă o amintire frumoasă în viața lor de când i-am primit pe salvatorii. Dar e interesant așa povestea. Nu vă spun mai mult. Bine, nu. Ajunge, cred că am trecut timpul de 4 ore. Nu? Cam așa stau lucrurile. Dar întrebarea care s-ar pune, de fapt, nu este cum m-am dus, ce-am făcut, cu cine m-am întâlnit, așa. Dacă e de bine sau nu e de bine, aceasta ar fi întrebarea. Deci, oamenii mă pot întreba, părinte, mă pot întreba. E bine ce se întâmplă? Și din nou spun, atâta timp cât este lucrarea Dumnezeului Celui Preanalt, eu spun cuvintele, iată-mă. Sunt cuvintele cele căreia i-am dat buchetul de flori pe care l-am primit la dumneavoastră, născătoarea de Dumnezeu. Am dus buchetul de flori acolo, pentru că ea este cea care îmi dă, de fapt, mie răspuns la tot. Care este poziția oamenilor în relația cu Dumnezeu, când lucrarea este existențială? Iată-mă, sunt aici. Adevărul este că este și neînțelept ca să crezi că poți să faci tu împotriva lucrării Dumnezeului Celui Preanalt. Și mai mult decât atât este o bucurie ca să te afli în atenția lui. Știți când eram la școală, dacă directorul sau dirigintele te chema și zicea Ionuț, tu ai grijă să suni la fix, aia mare trecătorie, nu aveai corpoțelul, corect? Pentru că te aflai în atenția celui mai mare. Cum este să fii în atenția Dumnezeului Celui Preanalt? Iată, am ales cu tine să fac lucrarea asta. Și să știți că stăpânii noștri au conservat acest spațiu pentru plinirea vremii. Legătura noastră cu Dumnezeu este o legătură uluitoare, puternică. Și Dumnezeu are pentru noi rânduieli la care noi nici nu ne gândim. O să folosesc o vorbă specifică literaturii înțelepte, vom fi ce-am fost și mai mult decât atât. Pentru că dacă ai Dumnezeu, ai tot. Indiferent din ce treci. Dar oricum, la ora actuală trece printr-o
torsionare și printr-o prefacere. Printr-o prefacere. A început într-un mod foarte, foarte galopant în 4 decembrie 1989, odată cu semnarea acelui tratat între America și Rusia în Malta. Și de acolo a început destrămarea RSS-ului, că ziceam, oare de ce s-a destrămat? O cascadă de revoluții al nostru a fost ucis în ziua de Crăciun. De ce? Pentru că știa ce s-a scris în Malta. Și de acolo a început o urcare sinuoasă. O urcare sinuoasă a neamului nostru. 22 de milioane de copii împiedicați să se nască. Asta spune ceva. Pentru că atunci când vrei să slăbești un neam, îi închizi robinetul nașterii și deschizi robinetul morților. Acesta e principiul. Și așa suntem acum. E foarte interesant că unde, spre exemplu, la referendum am constatat, paradoxal, că în 92 erau 16 milioane de alegători pe liste, iar acum sunt 19 milioane de alegători pe liste. Iar poporul este mai mic, drastic. Drastic. Da. Odată pentru că 4 milioane de oameni nu mai sunt în patrie, iar ei sunt socotiți pe liste, ca o cetățenie română și listele sunt făcute pe cetățenia română, 2 milioane, mi se pare, de cetățenii în Republica Moldova s-au dat într-o politică interesantă de întregire a spațiului pământului făgărăiții. Atenție! Deci, și aici este o lucrare foarte interesantă, pentru că spațiul propus este împreună cu Republica Moldova. Și încă 2 milioane de cetățenii date de la Revoluție încoace până în cetățeni care nu locuiesc în patria noastră. Și atunci, scăzând de 9 milioane din 19, suntem 10 milioane de români în patrie, au fost 4 milioane la vot, deci 40% a fost participare la vot pe real. Pe real. Mică, foarte mică, dar pe real. Pe real. Nu pe iluzori. Știți ce arată acest lucru? Că noi niciodată, atâta timp cât listele sunt umflate în sus, noi nu o să ne putem decide niciodată viața în cetatea noastră, pentru că nu o să împlinim niciodată condițiile legale, pentru că va trebui cei de aici să sprijinim pe cei care nu sunt aici. Asta face parte tot dintr-o lucrare mai largă. Nu vreau să vă mai spun altceva, pentru că nu știu dacă am spus cum ați spus dumneavoastră că o să fie ceva interesant. Posibil să fie ceva interesant. Dar rămâne doar interesant. Mai mult? Nimic. A, poate că m-a întrebat și părinte de ce ne spuneți. Păi semne că vrea Dumnezeu ca să spun. Încet, încet. Și știți de ce? Ca să ne obișnuim cu situația, să ne pansăm. Pentru că generația de după noi preia încet, încet o anumită stare de lucruri. Uite, spre exemplu, în zona noastră, Părinte Ionuț, cetățeni vin și cumpără pământ și fac o pensiune lângă cealaltă, de acolo. Copiii ăstuia vor crește împreună cu ai ăstuia. Vor ști că e vecin? E vecin. Așa ne obișnuim. Este o predoare cu mănuși albe. Foarte înțeleagă. Foarte deșteaptă. Foarte gândită. Așa începe. Începe. Este principiul, nu știu dacă spun corect, vaselor comunicante. Când de aici scade, aici crește.
și ceea ce se cade la noi, preia cineva în zona aceasta. Dar oricum pentru mine, ca preot, în cultura Carpaților, în spațiul dintre Muntele Dumnezeu și Muntele Omului, este un mare beneficiu că sunt un preot al Dumnezeului cel prea înalt. În mijlocul Raiului, îi răspund rănelilor ce afacere duhovnicească, că n-aș putea trăiește bani și te apropi în Rai, într-un spațiu de atât de frumos. Poate vei spune, Părinte, spuneți așa pentru că iubiți locul, că general când iubești ceva, vatra părintească, spre exemplu, zici că aici este Rai. Și așa este. Numai că e bine ca să aduci și argumente. Uite, spre exemplu, istoricii și biblici și teologii spun că Raiul primordial este Mesopotamia, în Iranul actual, corect? Atunci, dacă Raiul e unde nu poți respira, nu mai zic nimic. Dacă Raiul e unde nu ai apă potabilă, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Dacă în loc de ceață e furtună de nisip, în Rai, nu mai zic nimic. O să-i spun Dumnezeu, te rog frumos, numai de un Rai, lasă-mă aici. La rouă, pe iarbă, la ceață, care abundă în apă, da? La ploiline, din două, trei zile, la vântul line, la aer curat, respirabil, nu? La iarbă verde. Zice că nu, că pământul făgăduinței e acolo unde pui cu pipeta apă la rădăcina la iarbă ca să ai și verdeață. De asta știți că eu n-am fost, dar și un prieten de-ai mei care au călătorit, poate aici sunt în biserică, unde care au fost, se duc în Dubai, spre exemplu. În țările arabe foarte civilizate, foarte bogate, și spun că intră în moluri, unde în mod artificial și-au făcut și punti de schi, în mod artificial. Și au munți din plastic, așa ca cum ar fi abruptul munților Buceci la peștera Arămiței, un cenușiu de testere, și se ridică părul în cap când te uiți pe cenușiul prăpăstivă, să vezi vulturii cum dau roată în vârf Bucerii. Să vă spun. Și își pun butoaie, recipiente cu miere dusă din România și dă drumul la miere să se scurgă ca să arate că acolo este țara unde curge miere. Da. E ușor să faci artificii. Adevărul este aici. Noi suntem cu picioarele pe acest pământ. Să știți că pentru a fi părăsit acest pământ el a fost batjocorit. Omul, știți ce crede? Omul ce îi se spune de când e mic. Și dacă nouă ni s-a spus că suntem un neam de ticăloși, că suntem un popor care stăpânim un pământ urât, ne-au arătat tot timpul drujbe cum taie copaci. Tăie copaci oamenii să-și facă foc și să-și construiască casă. N-am spus că uite că au de unde tăia. Duceți-vă chiar în Grecia, în Bulgaria, să vedeți ce șnepe ne-au ei. Să vedeți dacă vedeți braz să faci așa ca lumânările, să faci cherestea și vârmă din ei să construie. Nu există așa ceva. Acesta este pământul binecuvântat în Dumnezeu. Dar am fost torsionați, am fost învățați că nu e bine. De aceea, spre exemplu, când m-am recitat din Mamă Țară, maică mulți te-au dușmanit. M-am întrebat și eu, cine are dreptate? Românul care a plecat din patrie în străinătate și dacă le întrebi sau îi zici și tu ești român, mi-a zis lui Petru, slujnica, că și Graiul te vădește, zice, mă jur că nici n-am auzit de acel neam. Cine are dreptate? Cine vede peștii frâțe? Și piersicile măceașă sau artizic a zis că peștii sunt cât berbeci și piersicile cât o legi. Ionuț, când iubești
sunt cât dovleci și cât durăște, sunt cam aceeași. Ați auzit? Pentru că dragostea schimbă optica. Și am fost învățați să urâm acest pământ. Să nu ne placă. Ni s-a învățat tot timpul tot ce este rău, tot ce este urât. S-au strangulat lucrurile să n-ai de lucra. Foarte interesant, la ce deșteaptă situație. Tinerilor li s-a dat posibilitatea studiilor sau universitatea, li s-au dat diplome și li s-au închis capacitățile de producție ca să dau unde să lucreze după ce au făcut ani de școală, ca între cele două să fie o discrepanță, o bătaie mare și omul să zică, asta e țară. Eu plec de aici. S-a închis fabrica și s-a dat drumul la diplome. Omul i s-a crescut prestigiu și i s-a tăiat ciocul. Ai cartofi, dar n-ai pâine. Și atunci tânărul a plecat și s-a dus. Știți câți? Aproape 5 milioane. Și știți care? Nu bătrânii. Și cei care au ei fiind la neamului, care procrează, care n-ați copii. Știți că părintele din Brescia, părintele din Gheorghe, a fost colegul meu, face 300 de boteze de an. Da. Iar eu, Moieciu, am făcut 7 boteze până acum, într-o comună. Lucrurile sunt foarte interesante. Dar nu le spun ca acuză, ci ca o constatare de prelucrare foarte interesantă. Oricum, vremurile pe care trăim sunt vremuri foarte interesante și copiii noștri și copiii noștri le vor cunoaște mai bine decât noi. Patria noastră, dacă vreți, profetic, va arăta foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Cântați-ne doină. A făcut atât întâlnă cu apă rece și lună. Cine-o bea de dor să alingă, să scâmpă la inimă. Tata singur a săpat-o, pe drumuri trece, toți să beie apa rece. Setea să-și opotolească, pe tata să-l pomenească, ca fătână o săpat și tare mult a lucrat. Tata, mama, îți suplinie, mi-o lăsat fânt în amie, dar atâta-s de sărat. Săracă de avere, dar lipsită de putere. Gardurile au putrezit,
Coasă-mi cu iaua la ruginit. La portiță-i trasă zăvorul și-n casă numai dorul. Sus pe ușă o lăcată, nu mi-e bine niciodată. O făcut tata cântână, de dor salină, să stâmpără la inimă, sus păiușă-i o lăcată, nu mi-e bine niciodată. Pentru fântâna lui tata și-au dorit pământul făgăduiți, care apă rece și bună. Cine bea, dă dor salină, să stâmpă la inimă. Apa la noi nu e un euro jumătate de lună, numai dacă vrem noi. Mulțumim din suflet. Sâmbătă, trageți-vă sufletul un pic, da? Trageți-vă sufletul. Sâmbătă 3 noiembrie este ziua de pomenire a morților, moșii de toamnă. Suntem cu 6 zile înainte de acest soroc, la care sau în timpul căruia zic eu că pe lângă moșii și strămoșii noștri ai fiecăruia din propriile noastre familii, suntem chemați, avem această obligație morală și această datorie de a ridica parastas și de a face pomenire pentru toți eroii acestei țări. Pentru toți cei din primul război mondial, pentru toți cei din al doilea război mondial, pentru toți făuritorii mari uniri realizate în urmă cu 100 de ani la 1 decembrie 1918 și pentru făuritorii din vremea lui Mihai Viteazu a primei uniri de la 1600 și pentru cei care au făurit unirea cea mică de la 1859 și pentru cei care au realizat-o pe cea mare și întreagă de la 1 decembrie 1918. Așa încât, pe lângă numele repausaților din familiile dumneavoastră, sâmbătă adăugați-i și pe aceștia, pe care îi știți cu numele, cu numele, pe care nu treceți-i într-o frază pe toți acești eroi, bărbați, propovăduitori, mărturisitori, martiri și mucenici ai acestui popor și neam din acest pământ al făgăduinței, fiindcă în coliva și vinul de la parastasul de sâmbătă trebuie să vărsăm pe această colivă și acest vin, să vărsăm o lacrimă și pentru toți aceștia. Știuți și neștiuți, pe care are sau nu are cine să-i pomenească. Avem această datorie, avem această obligație morală de a-i pomeni sâmbătă și a face un parastas pentru toți fiii și făuritorii acestui neam trecuți la cele veșnice, mulți
trecuți în condiții de torsionare, cum spunea Părintele, pentru acest popor, pentru această țară, pentru acest neam, pentru acest pământ al făgăduinței, care și-au sacrificat viața și toate ale vieții lor pentru atingerea acestui ideal. Până la urmă, vorbeam zilele acestea, mai multe împrejurări, și apropo, legat și de referendum și de celelalte, m-au încurajat constatările sau concluziile multor oameni discreți, dar concreți și de bună credință, care mi-au spus așa: a, pe dragul meu, să știi că în momentul de față numai biserica ne-a mai rămas, numai biserica cinstește sau mai cinstește, așa cum se cuvine, de la cap la coadă, eroii, și numai Dumnezeu ne-a mai salvat, ori ne mai poate salva. Sigur, sunt și alte instituții care, în contextul acestui an centenar, îi evocă pe eroi, dar noi mai avem o calitate, aceea de a-i invoca, de a-L invoca pe Dumnezeu pentru acești eroi. Și poate de a-i invoca chiar și pe ei, că poate mulți dintre ei sunt vrednici, în contextul spuselor Părintelui Colțea, a fi trecuți în calendarele și în sinaxarele bisericii noastre. Poate majoritatea, cum spunea Părintele, cu merele bune și cu merele rele, majoritatea acestor eroi ar trebui să fie sfinții bisericii noastre ortodoxe române. Când va rândui Dumnezeu, cum va rândui și cum va ști El mai bine, se va întâmpla și acest lucru. Până atunci, noi avem datoria să spunem pentru ei o veșnică pomenire și o înveci pomenirea lor, culminând pomenirea noastră cu troparul învierii, cel al biruinței, vieții asupra morții, Hristos a înviat din morți. Dacă sunt întrebări. Domnul Adrian. Părinte, referitor la identitatea, la ce a zis cu originea semitică, mi-a venit în minte chiar Apostolul Andrei, care era de evreu și deci, într-un fel, avem origine spirituală din acest neam, s-ar zice. Așa, cu alt aspect remarcat, suntem singura țară și latină și ortodoxă în același timp. Adică o identitate unică. Nu cunosc mai piața și latină și ortodoxă. Și al treilea aspect remarcat, care mi-a venit în minte, tot pământul țării este binecuvântat. Nicolae Bălcescu, în românii sub Mihai Voivod, Viteazu, când zice de-al, zice: o țară mândră și binecuvântată de Dumnezeu între toate țările de pe pământ. Când începe istorisirea, undeva. Mulțumesc! Până își pregătește Părintele Colțea, numai puțin, până își pregătește Părintele Colțea răspunsul, îl coace acolo în cuptor, vă reamintesc faptul că Părintele, ca de fiecare dată și acum, de această dată, a venit nu cu mâna goală, ci pe lângă sfinții pe care i-a adus la închinare, ne-a adus și cărțile Sfinției sale despre sfinții din Bucegi, despre 21 de trepte spre Rai, gânduri rostite, poteci de lumină, și despre mărturii ale lucrării minunate a Sfinților Rafael, Irina și Nicolae pe pământ românesc. Le avem acolo, s-a improvizat un mic pangar acolo și deci la urmă le veți putea cumpăra. Cartea este gratuită, dar autograful face cât spune acolo prețul. Mulțumim. Nu trebuie ca să dau un răspuns. Se aude? Se aude? Da. Se aude. Sau, nu știu dacă, cred că o să vorbesc. Deci, nu trebuie să dau un răspuns pentru că nu a fost formulată o întrebare și s-a făcut o afirmație, de fapt câteva
afirmații pe care le socotesc corecte cu mici comentarii și spun așa. Sorgintea semită a spiritualității neamului nostru este incontestabilă, întrucât creștinismul este de sorginte semită. Și o să vă mai spun ceva pentru dumneavoastră. Sfinții apostoli, când au plecat să propovăduiască Sfânta Evanghelie, s-au adresat comunităților de evrei din diaspora. Și acum o să fac o paranteză foarte interesantă. Nu știu dacă merită sau e locul ca să spun acest lucru. Diaspora evreiască a contribuit enorm la disiparea, la propovăduirea, la împrăștierea învățăturii de credință creștină. Și atenție! Primii oameni care se botezau creștini din diaspora erau evrei. De aceea și primii martiri erau de sorginte semită. Fiți atenți! Într-un mod foarte ciudat, popoarele păgâne și-au însușit via Domnului în lucrare. Te rog, mă deranjează. Așa. Deci, să fiți atenți. Se spune că Dumnezeu și-a luat lucrarea via de la poporul ales și a fi fost dată neamurilor. Pun o întrebare curajoasă. Ce a făcut oare bun aceste neamuri ca să primească via lucrare? Faptul că i-au ucis pe martiri și pe ucenici? Cine stătea în tribună când erau aruncați la lei martiri? Cei care după aceea încreștinați prin război și prin decrete, ca că nu l-ar fi primit pe Dumnezeu, după aceea s-au bătut cu pumn în piept că ei au dreptul la vie. Da, voi nu. Voi ați pierdut via și via aia noastră. Foarte interesant. A fost doar o paranteză, o lecție. Dar acum vreau să vă spun că odată cu cumpăna dintre milenii, odată cu temerea noului Israel, odată cu inaugurarea noului templu, umanitatea intră într-un nou ciclu existențial. S-a încheiat un ciclu și începe un nou ciclu existențial. Și vreau să vă spun că dacă, spun un dacă, cu toate că eu am încredere totală în ce spun, dar pentru dumneavoastră, dacă cumva spațiul acesta este spațiul Raiului primordial, de aici se va ridica o nouă lumină pentru umanitate din sânul stelian, noului Israel. Iar diaspora românească va contribui foarte mult la ducerea acestei lumini către lume. Nu în zadar s-a creat această diaspora masivă. Suntem poporul cu cea mai mare diaspora din lume. Există diaspora Siriei, dar se datorează războiul. Diaspora noastră este o diaspora existențială, rânduită de Dumnezeu pentru împlinirea unei lucrări existențiale enorm de importante. Deci, spunem așa, sorgintea noastră spirituală este categorică apostolică și este semiță, dar nu am vorbit, acesta este amendamentul și, repet, am vorbit despre fibra biologică a neamului. Pentru că așa s-a pus problema, că suntem un popor latin ortodox. Avem graiul nostru, limba noastră este limba majoritară latină. Da. Eu vorbeam despre vita tainică a neamului. Nu vorbeam despre limba care o trăim.
că este o diferență între limba pe care o grăiești și fibra neamului. Și o să vă spun acum ceva. Eu am mai spus acest lucru și chiar cei de la Lăcașul Ortodox, Lăcașul Ortodox, au registrat această zicere a mea și o să vă spun, pentru că sunt fiu de cioban și am avut experiențe pastorale foarte interesante. Dacă într-o turmă de 5.000 de oi duci o singură oiță neagră, oile sunt albe, ele pășunează, mănâncă iarba de pe acest spațiu, da? Și zbiară în limba lor, corect? Ele se înțeleg între ele. Că după aceea o să vin cu exemplu la popoare. Dacă am dus oiță neagră, oiița neagră, dacă are fibra binecuvântată, că ce vă spun acum răspunde și la provocarea aia, s-au înmulțit când nisipul mării și stelele cerului. Uite ce să vă spun. În anul 70, puterea seculară a vremii au zis că aceștia o să-i stârpim. Și-au găsit soluția să ia, să-i împrăștie toată lumea. Ei nu și-au dat seama că de fapt făceau lucrat de însămânțarea lumii. Unde a căzut sămânța, a crescut. Cei fără binecuvântare pierd, le pierde sămânța. Și nu e o glumă, nu e o formă literară, sau o formă de stil autentică. De aceea e mare lucru să ai gena fibra binecuvântată, că ea poartă viață. Și o să vă dau exemplu. Oița neagră se împreunează cu un berbecan, dar având în genă binecuvântată, naște încă o oiță neagră. Și uite cum sunt două. Cele două se împreunează cu un berbecan. Și naște și el un berbecuț negru, care se împreunează cu 50 de oiambe. Și unul 25 de berbecuți negri. Aduceți-vă aminte că în Sfânta Scriptură e relatat cum Iacov, cu socul său în Mesopotamia, au făcut un târg cu oile miei tărcați. A zis, cei tărcați s-ai mei, cei luați sunt ai tăi. Și pătau oile numai miei tărcați. La bană îl chema sau cum îl chema pe socul lui. Îi scădea turma și scălătii creștea. Ei, vreau să vă spun un problem. În timp de X ani, și o să vă spun eu, 5.000 de ori, în 10 ani le-ai făcut toate negre. Fără probleme. Exponențial, în 10 ani nu mai e nicio oaie albă, toate sunt negre. Că gena puternică se impune, dar ele vor continua să mănânce iarba acolo și să befă ea limba lor. Și atunci zicem așa, dar e o idee mea, o idee mea. Dacă unul singur din poporul Dumnezeu a fost însămânțat, în mijlocul nemților, să zicem, a crescut, cum spunea Hristos, ca sămânța de muștar sau ca aluatul. Dar el a continuat să vorbească limba germană și să lucreze pe acel teritoriu. Și a spus, eu sunt ce? German. Sunt german. Dar ciudat. Și o să vă spun, e o părere tot personală. Cred că toate popoarele creștine sunt semite. Pentru că este imposibil duhovnicește ca la potir să poată să fie cineva care nu-i din poporul lui Dumnezeu. Părerea mea. Părerea mea. Așa zicea Jesus. Că noi vorbim o limbă și că stăm pe teritoriu. Este altceva. Părerea mea este că acolo unde Dumnezeu binecuvintează, se privește și v-am dat exemplu ca să înțelegeți. Într-un sat, dacă a venit un singur om cu gena binecuvântată, în câțiva ani de zile, tot satul va purta fibra lui. Dar vor avea nume după numele de familie al fiecăruia. Și ce noi suntem de ai lui Bucur, noi suntem de ai lui Pompeu. Nu, sunteți de ai celui căruia îi purtați gena tainică, ființială.
Este o părere personală a mea. Deci poporul nostru are gena tainică din coasta lui Hristos, ca să spunem așa. Adică, e o teorie, să zicem așa, părintele meu, e o teorie. N-are niciun suport. Am venit doar să vă spun o poveste, ca să auzite bine. Pe lângă multe povești, veți zice, am auzit și un părinte care avea și mie o variantă. Rămâneți doar că este o variantă, dar inima mea crede ce spune. Din punctul meu de vedere, nu există îndoială. Sunt foarte sigur. Eu sunt foarte sigur ce spun. Și să știți că răspunsul cel mai puternic este legătura care o avem noi cu divinitatea. Este legătura tulburătoare. Amin. Aceasta este ființială de lumea asta. Nici nu putea să fie decât al lui popor, al lui, cum se numește lui, Dumnezeu. Da? Și să vă mai spun ceva. Să știți că de curând am stat de vorbă cu un tânăr care a făcut o excursie în Munții Apuseni. Și a mers undeva dintr-un sat părăsit în care lacătuie pe ușă, la 5 km stăteau doi bătrâni care aveau 5 vaci în grajă. Și îmi povestea așa, cum Dumnezeu pot oamenii ăia bătrâni să cosească, să adune fân pentru 5 vaci. Zice, dacă aș face un reportaj, i-aș numi eroi. Pentru neamul nostru, la cumpăra dintre milenii, la centenar. Acești oameni care continuă să păstreze, acești oameni nu și-au pervertit nici limba, nici portul, nici credința. Sunt oameni care țin mai departe flacăra neamului nostru. Un neam binecuvântat de Dumnezeu. Și care aceștia doi nu mai sunt doar viețuitori, ci supraviețuitori. Supraviețuitori. Avem o întrebare acolo. Ea, într-adevăr, e sfârșită, vreau să fac câteva observații și o întrebare. În primul rând, prima dată vă ascult la o conferință pe tema ta și vreau să vă spun din suflet că mă bucur foarte mult, cred că așa că să mă bucur toată lumea aici. Și... Nu se aude, nu. Acum, da. Deci, mă bucur pentru că ați venit în dumneavoastră și sper ca patriarhul nostru, binecuvântat, așa cum ați spus, să dea un semnal că aceste conferințe, de fapt, aceste cuvinte de taină sufletești între noi, așa cum prin greuți s-a dus lumina lui Dumnezeu și oamenii s-au luminat și am putut să fim turma asta mică cum suntem, să se continue, că am înțeles că începe să se oprească această ieșire publică a preoților și nu sunt mai de voie să iasă și la televizor sau să mai țină conferințe, cum țin și părinții și calipelii care stau și ceilalți. Este cam în fiecare regiune a țării. Și ar fi bine ca acest lucru să nu se oprească, ci să se mulțească Cuvântul lui Dumnezeu în turma lui Alasă. Asta o doi. Aș vrea să fac câteva observații, dacă îmi permiteți. Numai puțin, da. Mă iertați. Aceste conferințe aici sunt organizate cu binecuvântarea Părintelui Patriarh. Deci, Doamne ajută și să se continue. Amin. Aici este Hristos, să se continue. Părinte, am reținut așa o suite la dumneavoastră. Știți că ești la școală, la școală de primarie, se face o recapitulare pentru fixarea conștiinței. Da. Și acum să faci un spațiu, dar era parcă mai sever. Ați pomenit de râu, că noi de aici, de la râu, ne tragem. Cine era râu? Roma. Să facem o analiză un pic. Arunii se numesc Arunii. Arunii, numai cetonieni, sunt pe
ochiețarii și ce s-a întâmplat? Au umplut un lac, Marea Neagră, dar așa de tare, a rupt și a făcut Bosforul și Dardanele și s-a unit cu Marea Mediterană. Deci, de unde a fost salvat? De unde a fost potopul? Unde a fost potopul? La noi. Cine este cel rămas? Noi. Ai cui ești tu? Al lui cel rămas. Al râm. Și sunt studii mari la universități americane pe al râm. De-aia vin băieții deștepți din state și scormonesc pe aici. Unde bănuiți noastră că este cu votul. Și sunt niște lucruri foarte mari. Deci, acum, cu semiții, ca spomenire de semiții, noi am avut 3 copii, Sem, Iafet și Capul. Sem, Dumnezeu, întotdeauna binecuvântat primul născut. N-a luat Dumnezeu niciodată binecuvântarea primul născut. Oamenii au greșit prin Sara și prin Rahela și au făcut șmecheria și a dat pe cel de-al doilea, da? Dar Dumnezeu n-a luat binecuvântarea primul născut. Bun. Și Sem este primul născut. Și Dumnezeu l-a luat pe Noe din primul născut. Și Avraam l-a luat pe Noe din primul născut, când Iisus pe urmă, clar să știe că Noe era din primul născut, era din... Și aici sunt niște lucruri de la Cain și Abel, pentru că Dumnezeu va judeca lumea la Cain și Abel. Deci, cel de-al doilea născut a fost omorât Abel și primul născut a fost ucigașul. Și noi am fost ucigași aici. Și o să vedeți cine e primul născut și al doilea născut după noi. Primul născut suntem noi și după noi. Dar pentru că am fost atât de cuminți în ghilimele, ne domină cei care a tras cu ochi, adică cu ochiul oblic. Adică cine? Copilul Iafet. Adică care? Chinezii. Al doilea copil născut. Și al treilea știm, toată sunt negri, sunt copiii lui Ham. Și înainte de, cum ați spus dumneavoastră așa de frumos, dragi părbătul, ultima plată care o să fac prin născut celui de-al doilea, pentru păcatul din cel mare de la Adam, ultima plată va fi un război pustiitor când ne va călca în picioare copiii lui Iafet. Sau copiii lui Cain și Abel, pentru că s-a moștenit păcatul prin noi. Deci noi suntem semiții, știm precis că Mântuitorul s-a născut din primul născut, iar Mântuitorul a vorbit cu limba aramaică, a lui cel rămas. Iar aramaicii, cuvinte, limba aramaică, este pe actualul teritoriul turcii. Iar Sirienii este un trib, după cum știți, aramaic, chiar este un trib care vorbește aramaică, în limba lui Hristos, între Siria și Turcia. De asta este acolo un conflict și se va când unii, când alții, care să moștenească acest trib. Ce se va întâmpla cu noi? Că ne este foarte interesant. Cu adevărat, suntem un popor foarte ales, nu ales, foarte ales. Dar trebuie să facem plata pentru cel de-al doilea. Noi avem multă înțelepciune, nu vedeți copiii noștri câștigă toate concursurile internaționale. Dar, așa cum ați specificat foarte frumos, când se duc în lume, ori închiriază biserica, ori o cumpără. Și acum am clar și pot să vă spun, date foarte clare, că peste tot în Europa, în neamul tracilor, noi ăștia albi, pentru că ăștia-i simți semi, când noastră a spus, așa simt că suntem semiți și suntem un neam, toți suntem un neam. Numai că aici este un mic secret care trebuie să-l desfășiți părinte. Primii chemați a Mântuitorului a fost Andrei și Petru.
Diogen, dar care era Petru? Erau frații mei. Petru? Andrei? Era mai mare. Andrei mai mare. Și uite așa, Andrei este mai credincios, dar mai sărat. Și Petru este mai bogat și mai violent. Și Petru ne va pedepsi pe noi când vor veni copiii lui Iafet, adică Botioșul. Încercați să fiți mai concentrat, că e foarte târziu. E foarte târziu. Noi la ora 9 trebuie să închidem biserica. Biserica se deschisă de la 7 dimineață. Nu mă pot. Vă rog. Deci, nu, trebuie să un program. Deci, părinte, aici trebuie să specificăm foarte clar care este rolul nostru în rândul catolicilor. Noastră să spuneți clar că creștinii toți sunt al lui Sem, numai că unul va duce toiagul mântuirii înaintea Domnului. Și asta este misiunea cu adevărat a noastră. Și, bineînțeles, mai vreau să vă spun o întrebare, mai aveam dat trebuie să mă gândesc. Părinte, trebuie să subliniați în fiecare unde vă duceți, de ce cei inteligenți și care studiază atât de mult să pierd și cei care au mai putut ține cultură, dar mai mult în multă credință în inimă, țin de Duh. Este important să se știe treaba asta. Și spuse cu tărie. Vă mulțumim și mă iertați că sunt în gura mare. Doamne ajută! Între timp, să ne spuneți și ce sfinte moaște ați adus, de la ce sfinți. Să nu uitați, să ne spuneți și acest lucru. Deci eu am spus la un moment dat așa că vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Pentru că cine are Dumnezeu are tot. Am spus aceste lucruri și vă încurajez să aveți încredere în Dumnezeu. Domnul Stelian a vorbit despre străbunii noștri, au trecut prin vremuri foarte grele, foarte grele. Da, zice că din hârlețe și din coase, arme pală și tăioase, lance a păurit românul să se lupte cu străgând. Se luptau băieți încete și bătrâni, copii și fete, și bătrânii cei cărunți rătăceau privești pe munți, și înapoi când se întorceau pe la case, ce găseau? Scrum, tăciune în loc de case și în loc de vite, oase. Deci am trecut prin vremuri foarte grele și am izbândit și suntem aici, acum suntem. Dar de acest aici. Eu nu am vorbit într-un mod cu deznădejde. Deci, atâta timp cât avem Dumnezeu și am spus cu mândrie ce frumos este să vină atenția Dumnezeului celui prea înalt. Și când am vorbit de Maica Domnului care nu a spus sunt vrednică, ci a zis sunt disponibilă. Nici nu-i bine să vorbim despre vrednicia noastră, ci de disponibilitatea noastră de a fi la îndemâna Dumnezeului celui prea înalt. Așa, deci am răspuns doar atât. Conferința mea nu e o conferință, e de fapt o meditație. Am vrut să vă spun câte ceva și cred că nici nu o să mai fac asemenea conferințe. Adică, nici nu cred că o să mai merg. Chiar am spus și părintelui că e ultima la care mă duc, nu pentru că nu mai vreau, dar sunt foarte epuizat. Am peste 35.000 de injecții făcute până acum, ca să trăiesc. Și cred că sunt și pe capăt cu scrisul. Că am scris niște cărți și în cărțile respective am lăsat cugetarea ființei mele. Dacă peste ea va da cineva peste timp, e posibil ca să fie o sămânță bună care să rodească, pentru că aș dori ca generațiile care vin după noi să fie mai fericite puțin. Oamenii să fie mai fericiți, pentru că trăiesc aici pe pământ doar o singură dată. E păcat, într-o societate modernă și tot mai modernă, suntem foarte torsionați de regulile conviețuirii sociale. În fiecare zi apar norme și reguli noi care ne ia din dreptul și ne restricționează, suntem priviți și supravegheați din spațiu, suntem ascultați ce vorbim,
vedeți că ne este, trebuie să spun acest lucru, ne este teamă ca să vorbim, doar nu batem pe nimeni, știți? Ne spunem un punct de vedere și totuși ne este frică, cred că chiar unii dintre dumneavoastră ați zis, oare nu e frică părintelui? Vedeți, trăim într-o lume în care eu am venit pe Terra, aici, o singură dată și v-am spus, vreau să spun și eu cântecul meu, acesta e cântecul meu. Mi-a dat Dumnezeu posibilitatea să văd ceva. Nu e greu dacă vezi că spicul de grâu se leagănă și să zici, eu cred că bate vântul. Așa spui, eu cred că bate vântul, dar vântul zice, aaa, tu observi că bat eu și le-ai spus la ăștia că eu sunt de vină cu clătina, tu, ia să fac eu un uragan asupra ta și o să te spulber de nu te vezi. Cam așa ar veni în pildă situația. Ei, dacă trăim într-o asemenea lume, ar trebui ca să gândim o lume mai bună pentru cei care vin după noi. Și în mod special, biserica, religia, trebuie să fie prietenoasă cu ființa umană, până acolo încât, dacă mă vede pe mine sau pe tine rătăcind lângă ușă, să zică, vino puțin și spune și tu ce ai de spus. Da, vrei și tu să spui. E posibil ca ceea ce spui să nu fie prea important. Sau poate să fie chiar ceva, cum spunem noi, rău. Nu-i nimic. Și a spus și el cântecul și pleacă. Pentru că suntem foarte, foarte călători pe fața Pământului și foarte vulnerabili. Da. Ce să vă mai spun altceva? O să vă binecuvintez, o să vă mai cânt, cred că, un cântec, așa. Am adus sfinții din Bucegi. Foarte delicat ca să vorbesc despre ei, pentru că, vedeți, e legat tot de acest destin al neamului nostru. N-au ieșit ei din pământ la cumpăna dintre milenii, așa, de flori de măr. Da, și mai ales că poartă numele din botez, numele Moise și Aron, iar unul este pusnicul necunoscut din Poiana Obârșiei, cei care aveți acasă cumva patericul românesc, scris de Ioanichie Bălan, o să găsiți acolo în patericul românesc o pagină dedicată părintelui Mihail Bădilă, egumenul de la peștera Ialomicioarei. Numai el are pagină în pateric. Dar acolo spune cum într-o noapte, în 1938, un glas i-a spus, du-te în Poiana Obârșiei și ia pusnicul de acolo. De trei ori. El a crezut că o ispită și dimineața și-a întrebat duhovnicul. Pe care duhovnic? Părinte Antonie, adică pe Antonie, care i-a fost duhovnicul lui Mihail Bădilă, adică Aron i-a fost duhovnicul lui Moise. A zis, Părinte Antonie, știi vreun pusnic? Nu știu, dar hai să mergem că nu-i departe. Și s-au dus în Poiana Obârșiei, scrie Ioanichie Bălan acest lucru. Au găsit un călugăr adormit, numai cu dulama pe el, adică mort, șezând în fund pe un buștean. L-au mișcat, au văzut că e mort, l-au pus pe o cracă de brad și l-au tras din jos de gura peșterii Alomiței și l-au îngropat. Și pentru că acel călugăr a avut, s-a bucurat de purtarea de grijă a Maicii Domnului, care l-a îndemnat pe acești, pe Mihail, să se ducă să-l ia, ca să nu-l strice căldura vremii și să nu-l mănânce vulturii, cei doi l-au socotit sfânt, l-au îngropat și și-au lăsat cu limbă de moarte cei doi. Dacă mor eu primul, mă îngropi aici lângă sfânt. Dacă mor tu primul, te îngrop aici lângă sfânt. Și așa i-am găsit. Pusnicul necunoscut din Poiana Obârșiei în mijloc, desculț, îmbrăcat doar într-o dulamă, nimic pe sub dulamă, decât dulama, fără sicriu, doar cu două lăturoaie, două scânduri groase puse în formă de V, cu gura în jos, cu vârful în sus, peste călugăr, și o cărămidă sub cap nescrisă. Și am spus, acesta este pusnicul din Poiana Obârșiei.
Lângă am găsit pe Antonie, neputrezit, nestricat, cum am aflat de el, cu haine preoțești pe el îmbrăcat, și am spus: acesta este Antonie. I-am găsit toate însemnele pentru Antonie. Iar dincolo am găsit pe Mihail, tot nestricat, amândoi nestricați. Mânuțele drepte ale lor le-am luat la toți trei și le-am făcut aceste racle de argint în Tesalonic și sunt puse la închinare, până când Dumnezeu va binecuvânta ca cei trei monahi pusnici din Buceci să fie canonizați. Am scris o carte care poate fi socotită și un dosar de canonizare. Și cu minunile făcute de ei, cu viața lor, cu petrecerea lor și cu tot jurnalul descoperirilor, așa se și numește, jurnalul unor descoperiri sfinte. Dar pentru că domnul Stelian m-a întrebat ce sfinți sunt, de doi am spus, Moise și Aron, îi știm fără dubii, dar celălalt, și o să vă provoc pe dumneavoastră, domnul Stelian, să deschideți cartea și o să vă arătăm o fotografie. Am analizat și eu, am vrut să aflu și eu cine ar putea să fie acel pusnic necunoscut din Poiana Obârșiei. Și vă rog mult să vedeți o fotografie cum îi arată chipul. O să vă arăt imediat. Uitați, acesta este aici. Ia uitați-vă și descrieți dumneavoastră cum arată. Așa este, da. Minunat. He? A spus-o până dincolo. Este vorba de un cap. Ce poze. De un cap îmbrăcat într-o dantelă de pământ. E corect ce spun? Da. Ca și când furnicile, termitele, l-au tincuit tot chipul, tot capul și l-au îmbrăcat într-o dantelă de pământ, sau ca și când rândunelele cu priscul lor construiesc cuiburile sub strașina. Așa-i tincuit chipul Sfântului și este îmbrăcat în pământ, în dantelă de pământ. E fotografiat aici. Și am zis așa, când au descoperit oamenii statuetele de la Hamangia, le-au zis gânditorul. Și știți de ce? Pentru că stătea în poziție de gânditor. Adică au luat o caracteristică fundamentală și i-a dat numele. Dacă găsești un blond în pământ și nu știi numele, o să rămână numele blondul. Corect? Așa. Acesta are pământ pe chip, iar pământ înseamnă Adam. Așa a vrut inima mea să spună. Și restul sunt povești. Da. Deci a fost Moise și Aron și între ei. Sigur că veți spune, părinte, cum puteți vorbi despre aceste lucruri, pentru că e vorba de milioane de ani sau miliarde de ani de când s-a făcut. Așa este. Numai că la Dumnezeu se biruiește rânduiala firii și Dumnezeu nu lucrează în timp, cenzurat de timp, ci într-un veșnic acum, într-un veșnic acum. Timpul aparține doar nouă lucrurilor și realităților care suntem vulnerabili și trecători. Da, v-am promis că o să vă mai cânt un cântec și după aceea o să veniți să sărutați moaștele și o să vă îmbrățișez pe fiecare. Și o să facem și obișnuita fotografie de grup, da, cu toți. Plângi, măicuță, Românie, de necaz și sărăcie, de grija zilei de mâine, că n-avem pe noastră pâine. Ne-o dăda Dumnezeu bine și-o văzut că nu-i la cine, că oamenii sunt tot mai răi cu suflet de farisă. Nu mai au icoane în casă, nu-și mai fac cu ce la masă și se întreabă cu păcat, Doamne, de ce mi-ai uitat? Pământuște o stângă, că românii vor să-l vândă, dar unde le
vedea fiind ihneala, deși frâniază țara. Ne-o dăda Dumnezeu bine, și-o văzut că nu-i la cine, că oamenii stop mai răi cu suflet de farisă. Nu mai au icoane în casă, nu-și mai fac cruce la masă, și se întreabă cu păcat, Doamne, de ce mi-ai lăsat? O venit vremea ce spune că nu mai e fapte bune, nici credință, nici dreptate, le-am uitat ce păcate. Ne-o dăda Dumnezeu bine, și-o văzut că nu la cine, că oamenii sunt mai răi cu suflet că farisă. Nu mai au icoane în casă, nu-și mai fac cruce la masă, și se întreabă cu păcat, Doamne, de ce mi-ai lăsat? Acum, pentru bucuria dumneavoastră, îmi fac Sfânta Cruce. Mama ne-a învățat, m-a învățat pe mine, dacă că și pe dumneavoastră, pentru că primii pedagogi ai noștri sunt părinții. A zis, dragă mamă, oriunde vei fi, în orice strâmtorare, și zice așa, așa mi-a zis, dacă vei fi lipsit de libertate vreodată și o să ai mâinile legate, să staci cruce cu limba pe cerul gurii, că ea e puterea lui Dumnezeu. Și acum, îmi fac Sfânta Cruce și îl rog pe Dumnezeu ca să vă dea sănătate fiecăruia dintre dumneavoastră. Și vă mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat. Știți că dumneavoastră ziceți ce bine că vine cineva să ne vorbească. Rostul lucrării mele se găsește în dumneavoastră. Dacă ar fi fost biserica fără dumneavoastră, chiar dacă aș fi vorbit, aș fi vorbit în van, fără rost. Vă mulțumesc foarte mult pentru că unii dintre cei care sunteți aici mă și iubiți și dragostea dumneavoastră îmi dă foarte multă putere. Îl rog pe Dumnezeu pentru că aveți familie, să aveți pâine pe masă și pace în casă, să vă mulțească Dumnezeu credință, să vă mulțească Dumnezeu nădejdea pentru ziua de mâine. Și așa cum am fost întrebat, Părinte, cu noi, ce va fi? Fără îndoială, rugăciunile și dragostea părinților noștri ne vor însoți în veșnicie. Odată, după aceea vom spune așa, să vă mulțească Dumnezeu cu binecuvântare rodul muncii, ca să aveți pâine cu destulare, și să fiți atenți un pic. Când ai cât îți trebuie, e normalitate. Când îți prisosește, e bucurie. Și din bucurie să ai iubire, să faci milă și cu cel mai vulnerabil decât tine. Sunt oameni necăjiți. Și fiți atenți un pic. Dacă țineți post, știți de ce să postiți? Nu egoist pentru mine, ci pentru ca bucata de pâine pe care eu o cruț prin post, să o mănânce un om care e flământ. Acesta este rostul postului. Ca să rămână ceva, haideți să vă fac o paranteză să vă spun. Dacă am prețuit cumva un monah sau o monahie, i-am prețuit și pentru faptul că plecând din lume, dormind în peșteră, au lăsat un apartament pentru altcineva. Mâncând sărăcăcios, au lăsat o pâine pentru cineva. Trăind în pustiu, au lăsat o funcție pentru cineva. Niciodată nu va ști un director că el ocupă o funcție pe care ar fi ocupat-o cineva care acum doarme pe piatră în munți. Niciodată nu va ști.
Numai în acest fel monahismul este o binecuvântare. Când retragerea ta, n-ai făcut-o pentru tine, ci ai făcut-o ca în urma ta să poată să se bucure cineva. Și chiar dacă acela nu va ști și nu te va binecuvânta cu buzele, ființa lui va vorbi cu Dumnezeu pentru binecuvântarea ta. Și acum, să vă binecuvânteze Dumnezeu căsnicile și familiile și să vă împăcați bine, că viața trece repede, chiar cei bătrâni, fiți atenți un pic, care aveți încă parteneri de viață, care aveți soți, femeile și mai ales bărbații, care aveți încă soții. Prețuiți-i și spuneți-le câte un cuvânt frumos până când trăiesc. Pentru că după ce vor, începem să-i valorizăm și ne dăm seama ce oameni buni am avut lângă noi. Dar e prea târziu. Și o să vă spun un lucru. Niciodată nu am spus mame mele care a născut 9 copii, eu sunt din 10, dar tata mea a avut un băiat din altă căsătorie. Mama a născut 9 copii și niciodată nu i-am spus, mama, să știi că eu sunt mulțumit că tu ești mama mea. Nu i-am spus niciodată. Au trecut ani și îmi pare rău că a murit fără că s-a luat de la mine. Ea poate că s-a întrebat așa cum mă întreb eu acum. Oare Andrei sau Maria sunt mulțumiți că eu sunt tatăl lor? Nu mi-au spus nici ei, niciodată. Dar chiar mi-ar fi dragă să zic într-o zi, așa, fără pregătire, într-o cameră sau pe hol în casă, să zică, tata, stai că vreau să zic ceva. Ce vrei să zic? Uite, vreau să spun un lucru, să știi că eu sunt mulțumit că tu ești tata mea. Faceți dumneavoastră ce m-am făcut eu, ca să moară bucuroși și fericiți acei oameni care o viață întreagă cărare cu cea ta spre casă, pâine pentru cineva. Știți că de asta știți că vă trăiți experiența vieții. Ți-e foame și ai cumpărat un corp sau un covric și nu l-ai mâncat ca să ajungi cu el acasă să-l dai copilului tău. Ar fi frumos ca peste an și an copilul să zică tata, să știi că sunt mulțumit că tu ești tata, tata. Faceți acest lucru. Și soții. Uite, spre exemplu, zic așa, că eu vorbesc ca bărbat acum, să zică nevastă, să știi că sunt fericită că tu ești bărbatul meu. Faceți acest lucru. Spuneți celor de lângă dumneavoastră. Sigur că veți zice, părinte, nu merit. Am avut situație în pastorație, ca preot, a venit o bătrânică și mi-a plătit mormântarea înainte de moarte. A zis, părinte, vreau să vă plătesc ca să mă îngropați dumneavoastră să țineți predica dumneavoastră. Dar a zis, vă rog frumos, și mi-a dat un bănuț în plus, să nu mă îngropați cu moșul la un loc. Că a zis, m-a chinuit o viață, m-a chinuit o viață. A fost o lecție foarte tare și am spus oamenilor să vă purtați așa pentru semenii voștri ca să nu spună la sfârșitul vieții, nu vreau ca să mă îngrop cu el. Sigur că sunt oameni care spun, vreau tot cu tine, tot cu tine își vreau să rămân. Dar comunicați și spuneți-vă. Spuneți-vă, Antona, cuvinte încurajatoare, pentru că oricum viața este stresantă și destul de grea. Vedeți, la bătrânețe ai pensie mică și nu ți ajunge de medicamente și trebuie să suferi. Și nu mai ești frumos cum ai fost odată.
și ai nevoie de un cuvânt din partea cuiva. Cei care aveți cu ei, spuneți-i că noi aveți, că vine vremea să nu mai aveți. Și chiar vă spun un lucru, să știți că regretele n-au niciun valoare. E bine să... Vă mai spun ceva, v-am spus din nou câți copii am fost. Și pentru că mama a născut copii și a crescut, era femeie de cioban și tata stătea în munți și venea la 2-3 luni de zile acasă, lăsa gravidă și ea pleca. Că zicea să fie cu minte femeia. Așa atunci o lăsa gravidă, cu ăștia o țineau așa de rochie și lăsau acasă câteva vinte ca să le mulcă la 4 dimineața să dea lapte la doctorie ca să câștige bănișori să ne crească pe noi. Aceasta a fost mama noastră. Și să nu uiți, uite, e interesant, să nu uiți de jertfa pe care au făcut-o cei de dinaintea ta. Și am zis așa, când o să fiu preot, în fiecare lună o să merg la poștă să pun niște bănișori pe mama. M-am dat poștar. Că ea nu o să aibă pensie, că n-a fost angajată nicăieri. Și acum așteptați să vă spun câți bani am pus. N-am pus nici un ban. Și o să zice și mă pare rău. Dar vreau să spun că îmi pare rău. Dar n-am uitat. Am rămas dator. Foarte dator. Foarte dator. Da. Acum 18 ani, înainte de Paște, am mers acasă la părinții mei. Trăia doar tata, era mai 35 ani după mama. Și era un bărbat trist, un bătrân trist. Îi muriseră femeia. Îl întrebam, tata, cum e? Și zicea, bine, dragul tati, dar nu mai e moartea, cum am zicea, nu mai e moartea și plângea drăguțul de ea. Purta pe ochi ochelarii care avea mama când citea în cărțile de rugăciuni. Când era mama, el nu lăsa să citească rugăciuni, zicea, la treabă, mămicu, zicea, sunt rugăciunile, îi zicea. Și când a rămas singur, lua el carte de rugăciuni și ochelarii lui mama, era un ochelar care avea o sticlă spartă și avea un elastic prin spate ca să stea pe cap. Fiți atenți! Și a zis tata către mine așa, dragul tati, uite, el mai avea 200 de oi, și avea o pensie foarte mică de la ce arde pe unde a lucrat el. Și își plătea un om mai tânăr cu pensia lui ca să aibă grijă de gospodărie, pentru că el nu voia ca să fie întreținut de copii. Și a zis, dragul tati, înainte de Paște, de Paște o să-mi vând piei și îți dau înapoi. A zis, dă-mi împrumut niște bani. Și eu aveam, așa cum port, și acum am port o gentuță în care port bani. Și am dat tata niște bani, cam cum ar fi acum 500 de lei, 5 milioane acum. Dar eu aveam în gentuță cam cum ar fi acum 30 de milioane, cam 3 milioane de lei. După o săptămână, tata a murit. Mi-a rămas în minte că l-am tratat pe tata ca pe un cerșetor. Ca pe un cerșetor. I-am dat puțin. Aș fi avut ocazia să-i dau tot. Și m-am făcut să faceți binele cât puteți să faceți binele. Robe Dumnezeu să vă binecuvinteze copiii și nepoții, sunteți în vârstă mult și aveți nepoți sau strănepoți. Și vă învață înainte de ceva, dacă vedeți că nu sunt dar nici de ajuns, provocați să fie. Mă aduc aminte când era copilul meu mic, a avut temperatură, imediat să plecă în Dumnezeu. Și avea 40 și a iurea de temperatură. Am fost foarte speriat că moare copilul și îl țineam în brațe și ziceam, Andrei, dragul tata,
hai să spargem geamul și nu reacționăm. Dar când a fost sănătos înainte, l-am certat că a spart geamul. Și după ce mi s-a făcut copilul bolnav, am zis așa, dacă fac copilul sănătos, o să spart toate geamurile. Și o să vă dau un exemplu. Bunicul nostru, din partea soției, a fost preot, a trăit 94 de ani și la bătrâneți era foarte glumeț. Socrilor mei le-a venit niște musafiri în casă și erau la masă. Copilul lor mai mic avea cam 4 anișori. Și bătrânul, trecând prin curte și știind că în cameră sunt musafiri, i-a zis copilului, bă, tu nu poți să ochești geamul ăla cu piatra asta. Și copilul a luat piatra, se arăte bătrânului că ochește geamul și s-au trezit cu piatra pe masă musafire. Acum o să vă spun ceva. Este cea mai frumoasă amintire din familia noastră. Geamul a costat, cum ar fi acum, 50 de lei. Dar amintirea nu o puteai cumpăra cu milioane de euro. Înțelegeți? E mare lucru să dai șansa omului să capitalizeze amintiri. Să dați copiilor copilărie și să aveți încredere în tineri. Nu le mai spuneți tinerilor că noi am fost mai deștepți ca ei și mai buni ca ei și mai cuminți ca ei. Că n-am fost mai buni decât ei. Noi să știți că eu, așa cum sunt învățător, știți că eu nu știu cât știu ăștia de liceu, sunt pe, cum se zice, pe nicăieri. Eu am un știp de telefon, de bea știu ca să răspund și să apelez. Așa sunt deștepți. Sunt copiii noștri. Nu le tăiați aripile. Nu le tăiați aripile. Peste un timp vor fi bătrâni. Și nu o să se mai întoarcă în copilărie niciodată. Bucurați-vă că aveți adolescente, fete, să le vedeți că le ține de mână un băiat, că așa a lăsat Dumnezeu lumea. Ca să se mărite, să facă copii. Pentru că diplomele sunt cartoane scrise frumos. Rămân și noi plecăm. Iar în împlinit nu te întreabă nimeni cât ai luat la mate. Corect? Sau te întreabă? Ce zici? Părinții, te întreabă? Cred că în împlinit niciodată. Să rămână, vă mulțumesc foarte frumos, vă binecuvintez, dar pentru că eu am obiceiul acesta ca să strâng oamenii în brațe, o să ziceți, ne dați nouă dragoste, nu, mă încarc eu de har de la dumneavoastră. Și chiar dacă, să nu vă supărați, vă spun un lucru, biserica aceasta e sfântă pentru că o sfințiți dumneavoastră care veniți în ea. Și veți zice, nu, părinte, noi venim ca să ne sfințim noi de la ea. Da, că dar din dar se face rar. Dar să știți că dacă se sfințește o biserică, dacă se sfințește o biserică și Domnul Stelian, de-a doua zi nu mai vin oameni în ea, nu va fi un loc sfânt. Dar dacă în continuu vor veni oameni în ea, ea va deveni un loc sfânt. Pentru că oamenii poartă chipul lui Dumnezeu, durerile, dorurile, tristețile și bucurile vieții cu ei. Știți de ce e sfânt pământul de la Tesloc? E sfințit de pașii sutelor de mii. Până acum, cred că milioane de oameni au trecut pe acolo ca să se vină. Deci, să vă dea Dumnezeu sănătate, că e bună decât toate. Are să vă mulțumesc. Oricum, am ținut foarte mult și v-am obosit. Dar știți de ce? Eu sunt mai forți puțin. Știu că pe unii nu o să vă mai văd în infinit, niciodată. Niciodată. Și atunci te valorizez. Asta este să fii înțelept. Vedeți asta? Asta va fi țărână și acum o pun să mângâie acest lucru. Pentru că după ce va fi țărână, niciodată
nu va mai mângâia nimic. Știați treaba asta? Păcat că învățătorii noștri nu ne învață la tinerețe cum să valorizăm viața. Să întâlnești un gândac, să-l iei în palmă, să-l admiri, să te bucuri de el, să nu-l ucizi. Să nu-l ucizi, ați auzit ce am zis? Ați auzit ce am zis? Și vezi, zice, da, părintele, sunt gândași de apartament. Auziți ce vă spun? Trăiesc puțin, foarte puțin. Știți că aceste vietăți trăiesc puțin? Știți că trăiește un fluture? Vine și el și își face dans în jurul lămpii și pleacă irreversibil. De ce să decizi? Să fiți oameni buni. Că în omul bun îi place lui Dumnezeu să se odihnească. Să rămână. Mulțumim din suflet. Vom face rugăciunea de final. Ne vom închina pe la Sfintele Moaște. Puteți cumpăra cărți de acolo, de la micul pangar. Vom face obișnuita fotografie de grup și totodată vă rog să punem toate scaunele la loc, să lăsăm biserica în bună rânduială. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toți. Cu bine se cu adevărat să te fericim de tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asistare de care, fără stricăciune pe Dumnezeu, Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Sfințite Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vreau să vă cer iertare că dumneavoastră faceți conferințe, domnul Stelian și părinți, cu ceilalți și părinți, și invitați oameni pregătiți. E, se întâmplă ca să pic și eu printre ei și nu fac față la înălțimea lor. Dar să mă iertați, atâta pot. Fiți atenți un pic, să nu credeți că aș fi putut mai mult și n-am dorit. Poate că am uitat, într-adevăr. Sunt lucruri care nu le-am uitat sau n-am fost timp ca să le spun, dar până la urmă le veți spune data următoare când veți mai veni în mijlocul nostru, că noi vă mai invităm și vă mai așteptăm. Problema este data viitoare, aici e tot. Bine? Pentru că este ceva foarte, foarte, foarte relativ. Da? Haideți să vă închinați și sau facem un pic poza. Mai bine întâi să facem fotografia de grup, aici, dar să duceți scaunele, vă rog.